Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Ceea ce îmi doresc să arăt prin această emisiune, prin acest podcast, vreau să arăt faptul că Dumnezeu există. Și pe lângă faptul că Dumnezeu există, El și astăzi schimbă viețile oamenilor și transformă viețile oamenilor. În acest episod veți auzi o poveste de viață deosebită, cu una dintre prietenile mele și asoției mele um, cele mai bune. Bine ai venit, Nico, domnul să te binecuvânteze. Ce faci, cum ești? Uh, bine te-am găsit, Andrei. Uh, Sunt foarte bine, un pic emoționată, dar uh, mă bucur să fiu în dimineața asta aici. Uh, drumul de la, uh, dacă erai înainte în Cluj, în 10 minute ajungeam la uh, studio, dar acum unde locuiești? O, uh, a fost ceva. Acum locuiesc în Jibou, după ce m-am căsătorit, împreună cu soțul meu. Și o oră, oră și un pic a fost drumul, dar slavă Domnului că ne-a purtat de grijă și am ajuns cu bine. Chiar m-am bucurat foarte mult că în, în, într-un final putem să facem uh -huh. întâlnirea asta și avem așa de multe de discutat astăzi. Așa că ți-aș pune o primă întrebare a, pentru cei care nu te cunosc. Să spunem că obișnuiesc să fac asta cu toți invitații mei. Cum te-ai descris un, două, trei uh, idei? Uhum. Știi că de obicei la înmormântare fac gluma asta? Păi au fost un om bun și acolo să, să citești, o faci, spune-mi cum a fost cu Tărescu. Dar tu astăzi, cum ți-ai dorit oamenii să-și aducă aminte de tine? Uh, mereu am fugit de întrebarea asta, sincer zic. Și când mergeam să mai dau câte un interviu, știi, tot timpul era... Ai, și mă gândeam ce să zic, ce să zic, că nu-mi place să vorbesc despre mine prea mult, știi? Nu n am fost, n -am fost stilul ăsta niciodată și... Mă gândeam că urmează să-mi pui o întrebare de genul pentru că am urmărit podcasturile tale, Bun. știi? ai venit cu temele făcute. Mm. Și mă gândeam, oare ce pot să zic? L-am întrebat și pe Raul, pe soțul meu, știi, oare ce aș putea să zic, știi? Și m-am rugat Domnului să-mi, Doamne, ce ar trebui să zic despre mine sau cum? Și mi-am adus aminte de un verset din adolescența mea care mă urmărește, știi? Și nu știu dacă îți mai amintești, de exemplu, dacă când îți făceai cont de Instagram sau de Facebook sau cont de WhatsApp, tot timpul trebuia să-ți scrii acolo Desc o mică o descriere, da. de scriere, da. știi? Și încă din adolescența mea, de când m-a urmărit versetul ăsta, mi l-am notat peste tot. Încă și acum, cred că dacă te uiți, îl găsești acolo și aș vrea să-l citesc și ăsta a fost cumva versetul meu de referință în anii ăștia și ăsta cumva am doresc să mă reprezinte. Foarte fain. Nu știu dacă mă reprezintă în totalitate acum, dar cumva așa aș vrea să fiu știută și versetul îi din uh, Mica 6 cu 8. Uh, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli merit cu Dumnezeul tău. Ce fain. Și asta cumva mi-aș dori să fie, știi, o, o referință despre mine, cumva că sunt un om care încearcă să facă dreptate, să iubească mila și să umbli merit cu Domnul. Mai, ce fain Atât. să știi. Apropo, să știi că azi premiere lucrul ăsta. Deci pe toți pe care am întrebat, toți au zis lucruri foarte frumoase, uh -huh. dar tu ești unică. Ești prima persoană care ne-a că și-ar dori să fie amintită printr-un verset. Și mă rog că avește tot să-ți facă o realitate în viața ta. Amin, amin. Măi, Nico, hai să spun cum te-am văzut eu prima dată. Asta e. <laughs> a, e foarte interesant că în momentul în care te întâlnești cu o persoană, tu crezi că ea și aduce aminte ceva, dar realitatea e alta. Uh -huh. și să uite, într-o seară de tineret. Și la tineret, acolo, muzica a fost foarte frumoasă, tu erai în față, mâinile sus, bucurie, nu știu cum. Am zis, bă, e tare tip asta. Deci chiar se închină, nu știu cum. La final, știi cum ieșim cu toți tine de, de acolo, ne ducem să mâncăm jos, nu vrem să îmi băgați în seamă din nimeni. E momentul ăla așa puțin ciudat, știi, în care... Că erați la început, nu? Era prima dată. Când ești prima dată, zâmbești, nu știu cum, vrei să mănânci ceva, că ți-e foame, mațele, gheore și așa mai departe, și după aceea să pleci de acolo. Uh -huh. Și eram cu Timotei, fratele meu. Și de atât văd că vine, că vii tu Și Poți să simți ca om când cineva e sincer, știi, și spune ceva din inimă. Și a zis că salut, sunt Nico și vreau să-ți spun că ai o soție foarte frumoasă și foarte scumpă. Ei, când am auzit chestia asta, am simțit că a fost ceva din inimă și am zis că tu și soția mea o să deveniți foarte bune uh, prietene. Și atunci am început să povestim și a fost câteva... Nu cunoșteam nimic despre viața ta, dar te vedeam tot timpul cu zâmbetul pe buze Și am zis, domnule, asta e mega, mega, mega fericită. Tot timpul <laughs> viață roz, etc., etc. Mm -hmm. Eu, împreună cu soția mea, am început să acasă la noi o biserică din casă, un grup de rugăciuni cântate, etc. Și ai venit și tu. Și acolo mi-a plăcut uh, un lucru foarte mult la tine și asta vreau să-l amintesc. Am zis, haideți să aducem înaintea al Dumnezeu rugăciunile noastre. Și de obicei când pune asta, pentru ce să mă rog? Răspunsurile generice. E pentru examene, pentru familie, pentru etc. Dar la tine eu zis, Pă, sincer, nu vreau să vă pierd timpul vostru. Cred că Dumnezeu răspunde la rugăciuni vreau să mă căsătoresc. Și mă uitam la încă în final cineva care vrea să spună așa. Și am avut viziunea asta de la domnul cu soția mea că dacă vrem ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni trebuie să fim sinceri uh -huh. și să le aruncăm pe masă. Și prima rugăciune a zis, vreau să mă căsătoresc. A doua rugăciune a fost, doamne, vreau să vă, ce pot să fac mai departe cu uh, cu viitorul meu, uh -huh. în ce domeniu să mă implic. Și totul a fost foarte așa. Au fost și la Ei, lacrimi vărsate, etic, etic. Ei, tu ai fost. Prima din grupul nostru la care Dumnezeu, crea Dumnezeu a răspuns rugăciunilor uh -huh. Și am zis ce fain să vezi că Dumnezeu ascultă rugăciunile celor neprihăniți, Cele făcute dintr-o inimă sinceră Slavă Lui uh, Și o să vorbim în episodul de astăzi și de uh, rugăciunile la care Dumnezeu ți-a răspuns și așa mai departe uh -huh. uh, Pe lângă faptul că ești căsătorită cu un lord Așa îi spune <laughs> eu Raul, prietenul meu, un băiat deosebit Uh, pe lângă faptul că acum ai o afacere uh, proprie și văd cum Dumnezeu te folosește, ce interesant este că nu ai lăsat lucrarea de biserică. Uh -huh. Ai avut deosebită când îți încurajezi pe alții. Dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost trecutul tău și de unde te-a scos Dumnezeu? Și despre asta aș dori să povestim acum. Uh -huh. Dacă ar fi pentru cei care se uită acum, la tine și te văd o femeie fericită, Ca asta ești. Hai să ne întoarcem puțin în trecut, să vedem de unde te-a scos Dumnezeu, care a fost contextul din care vii și așa mai departe. Da. Îi e, e, interesant, îmi face mereu plăcere să vorbesc despre trecutul meu, sincer zic. Și de ce îmi face plăcere? Pentru că, uitându-mă în urmă, văd când Dumnezeu a lucrat, știi? Și dacă poate când eram în adolescență, mă gândeam că mi-ar fi plăcut să fie altfel viața mea, știi? Sau... Sau poate nu neapărat doar în adolescență, cred că și pe la 20, 21, 2 de ani tot așa mă gândeam cum ar fi fost oare dacă viața mea ar fost alta sau oare de ce viața mea n-a fost alta, știi? Acum am realizat că e foarte bine așa cum a fost, știi? Și nu știu dacă aș schimba ceva neapărat, pentru că exact așa cum s-a derulat, eu am putut să îl cunosc pe Dumnezeu mai profund, să-L cunosc pe Dumnezeu mai îndeaproape, să-L văd ca un Dumnezeu personal care poartă de grijă, care iubește ca o mamă, ca un tată, un Dumnezeu care efectiv e acolo cu tine când ai cea mai mare nevoie de El, știi? Și lucrurile astea pe mine m-au întărit foarte mult și mi-au întărit credința și mi-au întărit umblarea mea cu Domnul și uh, acum nu aș putea să-mi văd viața altfel, știi? M-am născut în uh, Craiova, în olteancă, așa la origini. Uh, deci, acum un moldovean și un Oltean sunt în da. asta <laughs> exact. nu e un banc, dar uite că se poate ca moldovenii să-i prieten cu oltenii. <laughs> Holtenii, exact. Foarte da. bun chiar. Uh, M-am născut în Craiova, într-o familie cu încă trei frați. Mm. Eu am fost cea mai micuță. Ah, Privilegiata. Da, exact, am simțit chestia asta, să știi. Uh, ce să zic, așa, nu o să intru foarte, foarte adânc în toate detaliile, o să fac un uh, rezumat cât să meargă firul poveștii. Lucrurile au fost faine și frumoase la noi în familie până am fost eu, cred că, pe clasa 1. Doar că atunci s-a întâmplat ca tatăl meu să rămână fără loc de muncă și un pic fiind și patru frați, doar un părinte să lucreze Un pic din punct de vedere financiar au început să se cam zdruncine lucrurile Menționez că m-am născut într-o familie creștin-ortodoxă Noi eram ortodoxi, nu foarte practicanți, însă mi îmi plăcea să merg la biserică Și de ce îmi plăcea să merg la biserică? așa? De fainei Dumnezeu, un lucru pe care l-am descoperit la el îi că el se descoperă fiecăruia după nevoia inimii, știi? Ce fain. Mie mi-a plăcut foarte mult să cânt de când eram mică. Nu știu, așa, la școală mă puneau colegii să le cânt, o să ajung și pe acolo, știi? <laughs> și mergeam la biserica ortodoxă, tocmai că îmi plăcea să cânt acolo. Era un moment în care tot timpul se cânta. Mergeam la țară de obicei, știi? Și la țară, nu, fiind bisericuță de sat, învățasem deja cânte cele care se cântau. Îmi plăcea să fac chestia asta. Mergeam aproape în fiecare duminică. Dar în rest, în timpul săptămânii nu aveam nicio legătură cu Dumnezeu, sau știi? Nu, no, lucrurile s-au, ți-am zis, un pic au început să se zdruncine la noi acasă, vezi, de multe ori lipsa banilor poate cauza probleme, știi? Și eu eram micuță, nu, no, probleme peste probleme, lucrurile au început așa să să o ia într-un ritm destul de ciudățel la noi acasă. Eu nu înțelegeam neapărat. Eram așa în dezvoltare, eram un copil, știe că eram, aveam o inocență. Nu puteam să pricep exact lucrurile care se întâmplau. Dar crescând, am ajuns pe clasa A5 a 5 frații mei au mers cumva pe drumurile lor fiecare, eu am rămas singură cu părinții mei, din păcate relația dintre ei era așa șubredă. Eu, nu, cumva pentru că Vedeam acasă, știi, așa cum, cum îs lucrurile. Am încercat la școală să îmi iau o atitudine gen pe mine nu mă poate atinge nimic, știi, mm -hmm. să încerc să am atitudinea asta așa foarte, mie, orice îmi ziceți voi nu mă interesează, știi, eram așa, începusem să fiu un copil rău, știi. Nu prea mai aveam respect, profesorii la școală cumva știau că sunt o fată problematică, știi, nu eram atentă la ore. Datorită problemelor de acasă. Datorită problemelor de acasă, știi, cumva la școală încercam eu să-mi găsesc ceva refugiu, dar nu. Și eram pe clasa A5, -a, știi? Eram pe clasa A5 -a, atunci când începe și perioada asta de adolescență, așa. A... Dumnezeu a fost atât de bun că... A lucrat în familia noastră, cum ne-am întors la domnul, oare pot deja să vorbesc despre e, asta? E discuție, cum, cum ți se mai ușor? Uh, Unchiul meu avea un uh, prieten care îl tot chema la biserică, știi? Un uh, prieten uh, creștin pentecostal. Îl tot chema la biserică, unchiul meu îi zicea, da, da, lasă că o să vin, lasă că o să vin și nu mergea. Până când s-a întâmplat un eveniment mai nefericit în familia noastră lărgită și atunci unchiul meu și-a amintit de prietenul lui pocăit. Și amintindu-și de el a zis, nu no, trebuie să-l sun pe prietenul ăsta să zică la biserică se roage pentru noi că de aici numai Dumnezeu poate să ne scape, știi? Și a spus, s a rugat cu toată biserica și într-adevăr numai Dumnezeu a făcut o minune. Deci îi, nu, când privesc înapoi îmi dau seama că numai mâna lui Dumnezeu a putut fi. Deși atunci fiind eu prin clasa a 5-a, nu înțelegeam lucrurile astea. Ei bine, așa s-au sau au întors la domnul unchiul meu, mătușa mea. Da, veri... Dacă poți spui celor care nu te cunosc, ce s-a întâmplat? Se poate vorbi despre asta sau... Uh... Dacă dorești să păstrezi pentru tine, nu e nicio problemă. Da, aș dori, aș dori Bun. să păstrăm... În schimb, ce vreau să spun la referitor la lucrul ăsta, îmi se pare foarte interesant că Dumnezeu, în vremurile bune și de pace, îți spune te iubesc. Da. Și în vremurile de îngrijorare, întristare, Uh, suferință strigă te iubesc da, nu-ți da. gânduri mele, eu un autor uh, nu știu exact cui s-a atribuit cuvintele astea dar e foarte interesant cum prin suferință Dumnezeu îți arată și se aduce aminte, hei, și eu exist da. hei, haide hai de la mine și așa mai departe și prin unchiul tău da, a fost atât de fain pentru că și o familie de la ei din blocul care ei erau prieteni s-au întors la Domnul, știi? Da. deci mi, mi s-a părut atunci când Domnul a lucrat așa în masă dacă pot spune da, așa da. și eu nu voiam să merg la biserică, mama mea a început să meargă și ea la biserică, tatăl meu nici nu nu l Tu care în trecut mergeai la biserică, ce la Sunt întâmplat ce s-a întâmplat în, în în viața ta cu părinții te au fost vremuri grele acasă așa, uh -huh. tu te-ai refugiat în școală, erai trist, nu știu cum, ai renunțat la biserică. Da, nu, nu prea mai mergeam nici la biserica ortodoxă, știi? Uh -huh. Și au început, ei mergeau în fiecare duminică la biserică, știi? Mătușa mea, care e o, o scumpă și pe care o iubesc foarte mult, ea din totdeauna a avut așa o dragoste mai aparte pentru mine și... Vedea cumva că mă adâncesc așa la școală într-un anturaj nepotrivit, și tot timpul îmi zicea, Hai la biserică, hai să vezi ce bun e Dumnezeu, hai să îl cunoști de aproape, hai, hai, știi? Când am mers prima dată la biserică, am acceptat cu greu să merg. Era acolo o femeie în față care cânta și atât de frumos cânta, deci avea o voce atât de angelică. Eu am rămas șocată, știi, deci mie nu mi-a venit să cred cum uh, un om poate să cânte atât de frumos despre Dumnezeu, că așa în lume avem destule voci bune, știi, deci nu, dar mă gândeam cum poate să cânte cineva atât de frumos despre Dumnezeu, știi, și eu am zis că pentru femeia asta eu vreau să continui să merg la biserică ca să o mai ascult, dar stai să vezi că fix în duminica aia uh, mama mea luase decizia să se boteze, știi, mm. eu nu știam lucrul ăsta, și când am auzit că au citit-o de acolo din față, uai, m-am pus pe un plâns, deci eu eram în clasa a 5-a, treceam spre a 6-a, ceva de genul ăsta, m-am pus pe un plâns, știi, plângeam acolo în biserică de supărare. Păi cum, adică să te pocăiești, știi, adică noi suntem ortodoxi, nu, nu înțeleg, ce vrei să faci, știi? Plângeam, plângeam și la final, că asta e o fază așa un pic mai comică, știi, la final vine fratele pastor de acolo, de la biserică la mine și îmi zice... Vai, Nicoleta, că știau despre mine că le spuseseră. Și zice, vai, Nicoleta, așa am văzut că ai plâns și ai fost de cercet în timpul programului. Noi ne rugăm de mult pentru tine și ne, eu, eu, eram și așa mai nepăsătoare cumva și mă gândeam, ce, ce vorbește omul ăsta? Eu nici nu știam ce vorbește, știi ce cercetat. Eu plângeam de nervi și supărare că mami se hotărâse să se boteze, știi? Și el venea să-mi zică mie de, că eu plâng că cercetată, știi? Nici nu, nici nu l-am băgat în seamă, am și plecat. Deci închipuiesc cum eram atunci, știi? Fui cu cercul, vezi treaba ta. Da, exact. Da. L-am lăsat să vorbească și am plecat, știi? Am acceptat până la urmă decizia mamei mele, mi-a explicat în săptămâna respectivă. Ei bine, în mod normal n-aș mai fi mers la biserică, știi, dar vocea femeii, alea așa cum cântea despre Dumnezeu, era constantă în mintea Ia mea. și Dumnezeu s-a vorbit aici, exact. special pe direcția pe ta direcția pentru, pentru că unii s a trași de cuvânt, exact. alții de poezie, alții de da. rugăciune. Da, mm -hmm. exact. Și asta mi s-a părut uimitor. Adică eu nici nu mi-amintesc ce s-a predicat. Gândește, Andrei, că eram în clasa 5. -a. Habar n-am ce s-a predicat, dar știu ce cântări s-au cântat, știi? Și mă gândesc că erau cântări cu versuri puternice. Da. Dar cred că mai fost un lucru, că asta e important să nu trecem peste așa ușor. Dacă cei care sunt în biserică ar conștientiza că mai acolo, ar conștientiza mai mult, mai acolo este un, um, un suflet care nu cunoaște pe Dumnezeu, este un trecător sau ceva, să-și aducă aminte, mai, dar are talent, că e clar Dumnezeu da talent, dar pe lângă talentul trebuie să vadă o anumită pasiune. Da. Cred că așa de mult asta nu mă interesează, pot să schimbi roțile la mașină, dar dacă o faci cu pasiune, da, mai da, prins. Da, sunt oameni exact. care fac, de exemplu, online, mă uitam, fac chestii cu lemnul. Băi, stau la ei și mă uit că sunt că pasionați. pasionați. Și chiar când sunt momente în slujiri, mă gândesc că și tu ai avut, când ai cântat. Băi, și erai, erai praf, nu erai bine cu uh -huh. sănătatea, nu știu cum treaba. Dar ai conștientizat că lucrul ăsta pe minim a ajutat în trecut. Dacă acum intră cineva, yeah. ei, și eu în seara aia când am venit la tineretă, apropo, nu eram foarte bine. eram obosit, eram prima dată, emoții, Când am văzut pasiunea ta din față, băi, îmi place foarte mult. Dumnezeu te-a atins pe domeniul ăsta cu muzica, de asta mai venit la biserică. De asta mai venit la biserică, știi? Și duminica respectiv am văzut că nu mai e acolo, știi? Am întrebat, nu, am întrebat pe mătușa mea, știi ce se întâmplă? Zic, cum de nu mai este sora să cânte? A, ah, păi nu e aici duminica asta, îmi zice, dar hai duminica viitoare, înapoi, știi? <laughs> nu, no, merg duminica viitoare, sora în nu știi? Mătușa mea, a, ah, că au chemat-o în altă parte, știi? Cumva a, a dar, până la urmă, eu mi-am dat seama că sora respectivă era doar o invitată din alt oraș. Deci nu era parte de acolo din biserică, dar eu cumva am tot continuat să merg crezând că sora respectivă o să vină și o să o pot asculta din nou, știi? Și atâta de bun a fost Dumnezeu, că eu am tot continuat să merg în fiecare duminică Dumnezeu să binecuvinteze pe multășa ta, chiar, da, 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 foarte, 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 tare, chiar, da, foarte, deci foarte, chiar, a fost foarte înțeleaptă, sincer. Foarte și am continuat să merg, oamenii s-au apropiat de mine și am început să mă simt acasă, știi? Am început să simt un, să am un sentiment din ăla de apartenență. Dar cum s-au apropiat oamenii de tine? Că este un detaliu pe care, pe care nu mi-aș dori să, să trec. Cumva știau că contextul nostru familial e un pic mai greuț, știi? Uh -huh. Și era o biserică mică, la noi în zonă nu erau biserici mari, cumva toată lumea știa despre toată lumea, de unde vine, cu ce se ocupă, ce probleme are, știi? Și au încercat să facă să mă simt bine primit între ei. Tot timpul dacă venea mă întrebau Nico, nu rămâi cu noi după, Nico nu vrei să facem. Știi? Foarte la început m-au luat Foarte cu că nu puteau din prima să-mi zic că Nico hai rămâi cu noi la rugăciune, sau că pentru mine erau știi ce vreți mai eu mă duc să mă plimb știi sau nu Pre... mă duceam cu colegii mei de la școală sau cu colegele să mă plimb și au... au știut cum să mă apropie și să mă atragă, știi. Tot am continuat să merg și uh, se, uh, am ajuns începea vacanța de vară, știi? Și mi-au zis că se face tabără cu tinerii de la biserică, deja începusem să merg la biserică, deja începuse să-mi placă, știi? Tati nu prea știa că merg la biserică, dragul de el, că nu, nu ar fi fost de acord, știi? Și iar aici o situație comică, că nu, mi-au zis, Nico, mergi cu noi în tabără, știi? Ei voiau să mă atragă și mai tare, deja mm. începuse să-mi placă cu ei, și am zis, merda, eu nu știu cum să facă, eu eram micuță, știi, repet, tată, nu o să mă lase să vin cu voi în tabără, știi, cred că, nu știu dacă i-am povestit asta la tati, dar dacă i-aș povesti acum, acuma, e în premier, la oricum TV. o să o audă, știi. <laughs> <laughs> am zis că nu știu ce să-i zic la tati, că sigur nu m-ar lăsa să vin cu voi, știi. Și îmi zice liderul de acolo, zice, Nico, eu am o idee, hai să-i spunem la tatăl tău, El, ei voiau neapărat să mă duc în tabără, știi, Că Dumnezeu chiar a lucrat foarte fain în tabăra respectivă și zice eu am o idee, hai să îi spunem la tatăl tău că este o tabără cu școală. Ah. Și zice eu o să fiu proful de istorie care organizează tabăra, <laughs> știi? Deci asta, că cum să spun, nu au fost, că acum poate dacă cineva ne ascultă zice, dar cum ați putut să spuneți minciuni, știi? Dar nu Nu, au fost, nu despre minciune a fost vorba. Chiar de, de, de context că ți dai seama când realizezi, faza cu minciuna mică, paranteză, când îți dai seama cât de important e sufletul da. omului, că acolo nu a fost îndoctrinare, că asta e foarte... Că voi îndoctrinați pe oameni. Nu, 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 no. stai o secundă. Copilul ăsta a venit la biserică din ce? Din propria dorință. L-ai da, tras da, da. atras, atras, de gât cu ce? Cu cornulețe, cu ceiulețe, așa. Nu, nu, nu. O vrut să vină. Bun. După asta, când realizezi că îi place, ce-ai fost dus să faci acolo în, tabără? Să înjur, să fumezi țigări și așa mai, mai departe? Nu. Pur și simplu să-l cunoști pe Dumnezeu. Ce-ați făcut acolo? Ați cântat una alta. Este un lucru educativ. Da, nu te a da. tras nimeni cu forța. Nu, da? nu, nu, nu. Și uh, era dorința mea. Știi, eu îmi doream și ei mă vedeau cumva că sufăr, că eu, eu, știam că tati nu o să mă lase în tabăra respectivă, știi? Și așa am fost, am vorbit cu tati, tati a știut că eu sunt în tabără cu școala, cu proful de istorie, dar știa că vine și verișoara mea și cumva ăsta a fost contextul mai tare pentru care m-a lăsat, știi? Și a fost foarte fain în tabără, am ajuns acolo. Scuze-mă, plus că tatăl tot te vedea fericită, te da, vedea mai bucuroasă, da. vedea o schimbare, adică, na, da, și -a ajuns acolo. Doar că tati în timpul ăla, că a, așa, până o să ajungem în prezent la da, situația da, da, da. de acum. Tatii în timpul ăla era foarte împotrivă, știi? Adică gândește-te că veneam de la biserică, stăteam la parter la bloc atunci și de multe ori ne încuia ușa și lăsa cheia în ușă ca noi să nu mai putem intra înapoi în ușă, știi? Interesant. Dar mami era cumva prinsese și retlicul ăsta lui și lăsa geamul la mine la cameră deschis, știi? Și fiind la parter, era jos parterul și puteam intra pe geam, știi? Interesant. A, a fost o perioadă de genul ăsta. Și... Cumva îl și înțeleg, adică era o chestie cu totul nouă, eram înrădăcinați în credința noastră, ni se părea că facem ceva greșit, dacă știi. Mm -hmm. Au fost chestii și de context, contextul în care te naști, în care ai crescut, tradițiile și toate plus astea. plus că știi? suntem într-o țară foarte, foarte religioasă și dacă, de exemplu, cineva își schimbă religia, vai, da, ești un trădător. Da, 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 păi da. Nu, da, că da. dacă nu ești practicant al religiei respective, foarte. Dar tu acum ai fost expus unui, um, unui loc în care era citit cuvântul lui Dumnezeu, da. era încurajat să citești, aveai rugăciunea și tei um, ai spus. Vreau să mai spui ceva de tabără? Vreau să zic de tabără, știi? De tabără, da. uh, am ajuns în tabără și, dintr-o dată, m-am trezit că tinerii de acolo, toți erau cu Biblia lor, știi, mă, erau. Uh, dimineața aveam timp de părtășie, știi? După aia era program, era predică, cântare, rugăciune. Scuze, mă, ce înseamnă părtășie pentru cineva care nu a mai auzit cuvântul ăsta? Cum descrii părtășia? Uh, păi era și părtășie individuală, spre exemplu, și părtășie de grup. Adică un grupulețe mici, împreună, Efectiv, cântați, citeam, cântam, prugați, ne rugam. Înțeles. La părtășia uh, personală, știi, era un timp în care stăteai cu Dumnezeu, citeai din Biblie, te rugai, așteptai ca Dumnezeu să-ți vorbească prin cuvântul lui, știi? Da. Uh, și am văzut o mulțime de tineri care fac asta, știi? Sau, de exemplu, când se punea masa la amiază, știi? Am văzut tineri care se mobilizau, hai să te ajut, hai să fac, hai... era tendința asta, știi, măi, să ne ajutăm unii pe alții, să ne facem bine, știi, am văzut o, o armonie, o pace, o bunătate, dragoste, știi, o, o săptămână întreagă, deci pentru mine a fost ceva ce în mediul meu și în anturajul meu eu nu văzusem și nu știam acolo, toată lumea nu știa cum să te facă să râdă mai tare de tine, să te bagiocorească mai tare prin cuvinte, prin fapte, prin, știi, și ce am văzut aici era cu tot, tot opus, știi, și... Uh... Pentru mine a însemnat foarte mult, încă chiar mi-amintesc când m-am întors pe clasa a șasea la școală, după tabăra respectivă, toată vara am, am rămas, după aia chiar am început să-mi doresc mai tare și mai tare să merg la biserică, uh, colegii m-au întrebat de la școală, știi? Zice, dar ce s-a întâmplat cu tine? Ai nebunit? Uh -huh. Și exact așa, știi? Și zic, cum adică dacă am nebunit? Păi zice, nu mai ești tu. Nu mai vorbești, urât, nu te comporți urât cu noi, ești liniștită, ești plină de pace, ce e cu tine, știi, pentru niște copii de clasa 6, știi? Deci, practic, apropierea de Dumnezeu, în timp, în procesul ăsta, da. fain, uh, produce anumite schimbări care tu nu le vezi, uh, dar cei din jur le văd, mi-aduc aminte apropo de uh, fa, uh, foarte comic. Mi-aduc aminte de povestea rățușca cea urâtă. Uh -huh. Interesant că ea se dea foarte urâtă pentru că celelalte rățuște, dar cu trecerea timpului, ea, ea nu știa era lebădă. Și lebăda, știi, da. e urâtă când îi minale. După aia ajunge foarte, foarte frumoasă. Și, practic, apropierea ta de Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Deci, dacă colegii de școală ajung să spună, băi, ai nebunit, da. să îmi place ceva, e clar că acolo a fost o schimbare. Da, da. Și așa l-am rugat pe Domnul să mă ajute să fiu un, exemplu pentru eu mărturie. Așa cum știam eu atunci, știi? Și tot timpul eram acolo să-i ajut, eram săritoare, încercam să fac cumva să știe, mă, pe Nico ne putem baza, știi? Mm. Și slavă Domnului, atât dacă... Dar nu te a... forța, scuze-mă, eu tot am să intervin așa că sunt anumite lucruri foarte importante pentru cineva care nu cunoaște și nu experimenta ce experimenta tu. Deci, nu era o, o, o forțare a ta, nu? Mm. Deci, datorită relației cu Dumnezeu, adică citind cuvântul lui Dumnezeu, meditând, gândindu-te la el, nu doar o pagină și pe mai departe, rugându-te, Duhul Sfânt a început să schimbe ceva în viața ta da. și de asta nu mai zice, oh, eu prin puterea mea acum o să impresionez pe mine, nu, 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 ajut, de ce? Pentru că am văzut asta la Domnul Isus Hristos, dar Duhul Sfânt îmi dă putere să fac, Nu, cam asta s-a întâmplat. Da, exact și știi ce făceam, cum eram la început și cu citirea Bibliei, știi, nu înțelegeam așa foarte multe lucruri, nu aveam niciun context în spate, eu nu am fost dusă la școală duminicală sau cineva să stea să-mi explice Scriptura, știi, și am început uh, să citesc foarte mult psalmi, îmi plăceau psalmi și și acum, Raul, soțul meu, știe că am așa o ceva parte pentru psalmi și îl rugam așa pe Dumnezeu în inocența aia mea și mă gândeam, Doamne, oare cum aș putea să fac să strâng mai mult cuvântul tău în mine, știi? Strâng și cuvântul tău în inima acasă, ca să nu păcătuiesc împotriva ta, da. Și am început să fac poezii, știi, citeam psalmi. Serios? Da, Teresam, cred că și acum am, am un caiet la Craiova, eram, ți-am zis, pe clasa 6-7. -a, -a, Citeam psalm și psalmul cu care rezona așa sufletul meu cel mai tare, mă apucam și îl, îl puneam în versuri, știi? Și așa puteam să-l imprim și mai bine în Ce minte, da. Nu am simțit Andrei niciodată o forțare, nu m-a forțat absolut nimeni, nici să l-aleg pe Dumnezeu, nici să merg. Nu te a spălat nimeni pe creier. Nu m-a nu, nu spălat nimeni pe creier. Deci a fost totul. a fost un proces, Dumnezeu a avut milă și răbdare cu mine în primul rând. Deci chiar Stând acum să mă gândesc, chiar a avut răbdare cu mine și a fost bun, pentru că scopul lui nu cred că e să ne ia cu forța și să ne mântuiască, știi? Nu cred că e ăsta. Și numai el ni se descoperă, decizia cumva ne aparține și nouă. 100% dragoste cu forța <coughs> nu, se, nu poate. se poate. Și ceea ce face Dumnezeu spune, uite, asta este cadou meu pentru umanitate, fiul, fiul meu prea iubit. Dar am văzut un lucru la Domnul Iisus Hristos, citind um, Evangheliile Vestea Bună, Matei, Marcu, Luca și Ioan, Uh, niciodată n-ai să-L vezi pe Domnul Isus Hristos cu o tras pe cineva după, de gât și da, o hai da. după mine, hai după mine. Dar alți lideri al altor sisteme religioase au făcut în schimb lucrul ăsta, veniți să fiți adeții mei. Hristos a zis, de exemplu, la unii de vină după mine. Dar mm -hmm. omul respectiv nu a venit că l-a tras Hristos, omul respectiv s-a dus acolo. Cei care au vrut să fie vindecați, s-au dus la Hristos. Da. Eu invitații uh, deschise, odată ce el s-a luminat și să arate că ai nevoie de mine, ai nevoie de asta, tu după aia trebuie să uh, faci alegerea. Da, da, și au fost foarte, foarte faine, așa au fost anii aia cu Domnul și acum mi amintesc cu contextul de, de la biserică. Ulterior uh, ne-am mutat la o altă biserică de acolo, de la noi din uh, oraș și uh, acolo a fost biserica în care am și decis să închei legământ cu Domnul Uh, eram în clasa nouă, aveam 16 ani și atunci am hotărât că este momentul în care m-am gândit eu așa urmează să merg la liceu, știi? Uh -huh. uh, am, am învățat și l-am rugat pe domnul chiar să mă pună într-un liceu bun din Craiova, știi? Și m-am gândit că urmează să merg la liceu uh, și acolo se pot crea anturaje și acolo poate, e și vârsta asta vulnerabilă, știi? Și acolo poate pot să și am zis, Doamne, eu te-am cunoscut pe tine, eu știu că ești Dumnezeul meu, Mântuitorul meu, eu știu că vreau să merg cu tine, știu că îmi doresc viața veșnică. Cred că ăsta e momentul uh, oportun în care eu să mă botez. Am simțit-o cumva și ca un act de conștientizare și m-am simțit așa mai, uh, mult mai responsabil apoi foarte mergând bine, la liceu. Foarte bine ce zis. foarte bine. Știi? Pentru că botezul este un act de identificare uh -huh. a faptului că ești creștin, da, ce înseamnă creștin, purtător de... Uh, cristofor, purtător de, uh, de Hristos, cred în Domnul Isus Hristos și este un lucru important de ce? Pentru că tu afirmi în fața lumii văzute și a lumii nevăzute că eu aleg să-l urmez pe Domnul Isus Hristos. Da. M-au întrebat persoane dacă nu cumva Sunt prea mică, știi, ar trebui să mai aștept Un pic și am zis că n-ar trebui să mai aștept Oricum noi nu știm ce ne aduce ziua de mâine Pentru ce să mai aștept dacă Eu sunt conștientă că asta vreau să fac Și eu sunt conștientă că îl iubesc pe Isus Hristos și că El e Domnul și Mântuitorul meu Și Și acolo așa încă o, o chestie Din asta mai uh, comică Tati uh, La fel, el nu a fost de acord că eu să merg la biserică Știi, deci el uh, nu, cumva, știi că ți-am spus că la un moment dat, mai la început, ți-am zis că frații mei cumva au ales să-și urmeze ei propriile drumuri în viață, știi? Și din păcate, n-au fost cele mai bune decizii pe care ei le-au luat, știi? Și cumva el avea impresia că și eu o să fac aceleași lucruri și că o să iau decizii la fel de neplăcute pentru viața mea. Și uh, nu era de acord să merg la biserică. Când m-am botezat, nu i-am spus și acolo a fost, deci am stat cu emoții. Biserica era aproape de locul unde noi locuiam. Și i-am spus păstorul, i am zis, eu mă botez, dar eu nu pot să-i spun tatălui meu, mai ales că era minoră, știi? Pentru că eu cred că dacă o să-i zic, poate el o să mă și țin acasă, știi? Nu o să mă lase să... Și mi-a spus cumva dacă mai știe cineva de botez, că vreau să mă botez. Și am zis că da, că e mami, ai cu mine și cumva îi, nu eu... Mi-a zis, ești sigură că vrei să faci asta? Și am zis că pentru Dumnezeu eu sunt sigură că vreau să fac orice, nu vreau să dau înapoi. Și m-am botezat și a fost perioada de liceu, slavă Domnului, mi-a purtat de grijă în liceu. În liceu și acum am colega mea dragă de bancă cu care păstrez legătura. M-am rugat Domnului și în liceu să mă pună și să fiu acolo o, un sprijin pentru colegele mele. Deci chiar mi-am dorit lucrul ăsta. Și să fiu o lumină. Și să fiu o lumină. Să fiu o lumină. Și așa a fost de fain că am putut crea relații cu ele și să le vorbesc despre Dumnezeu și să vadă ceva diferit în mine, știi? Și că lucrul ăsta e foarte important am, am văzut uh, mulți uh, tineri care când au scăpat s-au dus în liceu și au făcut viața praște adică odată când au fost autentic întoarcerea lor la Dumnezeu e un caz, e posibil lucrul ăsta dar odată că deși s-au întors la Dumnezeu uh, conștienți, că bă, am nevoie de Domnul Iisus Hristos și așa mai departe Faptul că nu am mai perseverat în cunoașterea de Dumnezeu, în cititul Scripturii, în rugăciune. Povesteam un moment dat cu cineva și ziceam că se ducea la un anumit liceu foarte bun, uh -huh. dar acolo veneau toți și de toate. Uh -huh. Deci da, da. din punct de vedere spiritual era foarte greu, adică anturajele nepotrivite și am zis că nu e un lucru rău că îți dorești să mergi aici, dar dacă nu vei rămâne ancorat în Dumnezeu, în ceea ce spune El să faci, te vei pierde. Lasă că mă descurc. An mai târziu nu s-a descurcat și văd, văd lucrul ăsta pe care l-am zis la început. Strânge cuvântul Dumnezeu în inima ta să nu, păcătuiești împotriva Lui. După asta roagă-te, după asta iarăși foarte important, găsește-ți o biserică unde să mergi, împrietenește-te cu oameni care iubesc Dumnezeu. Mă uit după asta în psalmul și văd acolo că Omul care se duce pe scaunul bagiocoritorului, vai de el. No. De ce? Pentru că bagiocoritorii fac un lucru foarte interesant. Uh, odată nu-și îndeplinesc chemarea lor, dar și pe altul care vrea să-și facă chemarea, pe care Dumnezeu i-a făcut-o, vor încerca să-l înăbușe, mm -hmm. vor încerca să-l pună la pământ. Și tu în timpul ăsta când ai fost în liceu, te-ai stat aproape de Domnul. De acolo aveai Uh, scuze, nu, 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 zi, zi. am stat aproape de domnul și pentru că uh, m-am implicat mult în activitățile bisericii. Asta am vrut să spun, fix asta. Da. Asta, da, deci aveam, uh, marți era rugăciune, joia era program, sâmbătă, aveam cu tinerii, duminica de două ori pe zi. Eu am încercat, tot timpul, deși eram la liceu și am, a fost un profil destul de greuț. Uh, Ce am, profil ai făcut? Mate, info, intensiv info. Uf, eu am făcut uman, deci noi la uman <laughs> aveam timp să fim artiști, aveam timp să ne plimbăm, să <laughs> fim romantici, nu știu cum dar când vorbești de Mati Info, pentru cei care au făcut e foarte, foarte mult. Și repet, de ce fac uh, intervențiile astea scurte? Uh, e important ca oamenii să știe că n-ai fost un beca care uh, o pierdut timpul. Da. Deci, școală, uh, temii, ai învățat foarte bine că știu chestii din contextul tău, de asta am permis să spun, dar ți-ai găsit timp pentru rugăciune. Da? Da. Ai avut de ales să intri telenovela cu Tărescu și mersul la rugăciune, te-ai dus la rugăciune. Ei bine că ai specificat de telenovela cu Tărescu, pentru că chiar în anii aia de liceu, cred că eram în clasa 10 -a, am hotărât să-mi scot televizorul din cameră. Uite, vezi. Da, chiar, chiar, și chiar îi ziceam la soțul meu că eu din liceu eu nu m-am uitat la televizor, nici nu, nu, știam ce îi... Pentru că era o ispită, era o tentație. Să... Uh, scuzați, pentru cei care vă uitați la televizor, nu vă scoateți televizor, păstrați doar Credo TV. Că A, aici asta se dau clar, o... asta clar. Eu mă refeream ca ai zis nu. specific de telenovela. La fel am știi? făcut, la fel am făcut. Deci cred că e cea mai bună, da. cea mai bună decizie. Și, uh, da, și la școală am avut ceva ispite, nu știu dacă îi e timpul sau e momentul acum la, că am fost la, la Mateinfo da. și matematica era legea adică matematica și informatica astea pentru noi erau și nu știu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat că profesorului de matematică eu uh, deci, deci, deci eu cred că mă ura efectiv deci eram singura persoană din clasă pe care nu o suporta, nu o agrea, nu, deci când mă vedea, parcă... Dar ce ai făcut? Deci eu asta vreau să spun, deci când venea la oră, eu tot timpul stăteam așa, deci nu să nu cumva să ridic capul și să schițez ceva, să greșesc, știi? Și uh, pentru că nu, nu mă suporta și așa, uh, tot timpul mă articula, știi? Mă scotea la tablă și vedea că mă pierd, eu, el începea să facă uh, glume, bagiocuri, așa, eu mă pierdeam, nu mai puteam să duc exercițiul la capăt, și îmi zicea, a, a, păi tu nu știi nimic, anota 4, stai jos. Da, mă Deci, cred că o să fac o serie de episoade la un moment dat despre școală și traumele care s-au întâmplat în școală, că e cu toții. Deci, vorbeam la un moment dat cu Cătăneșcu, cu Ramona Lup și. Hai să nu deschidem subiectul. Da, am început să vorbim despre școală. După uh -huh. asta, cu altă soră, cu Sabina, vorbeam tot despre școală. Deci, cu toții avem probleme acolo. Deci, da, crezi că o vreau să vreau să scot în evidență să vezi măreția lui Dumnezeu de la final. Păi știi? Asta, nu? Nu știu, poate, poate a crezut că eu, poate a știut că eu sunt păcăită, Eu nu m-am nu să le spun profesorilor, știți, eu eu îl urmez pe Dumnezeu. Eu nu m-am apucat. Eu am vrut să las să se vadă asta din umblarea mea, știi, din știa că probabil că nu mă duc la balul bobocilor, știa că nu, știi? Probabil medita copii acasă și nu știu dacă co colegii mei nu i-ar fi spus că eu us știi? că eu nu am făcut nimic, deci chiar că și colegii toți se mirau, că se vede că are ceva personal cu tine, dar nu știm de ce. Și eu mă pierdeam foarte mult când mă scotea la tablă și, deci numai pe mine, mă, numai de îmi dădea, dacă ești alt coleg și el chiar nu știa să facă exerciții, nu avea nicio treabă cu el, lasă că știi tu data viitoare. Încă chiar am dat odată un test și eram, ne dădea pe numere. Era colega din banca din față, dar ne separa băncile ca să nu putem să vedem. Și am greșit Aproximativ aceleași lucruri, mie mi-a dat șase, i a dat opt, știi? Deci, o, încă o dată, chiar eram în clasa a, a 12-a, dar cred că primul semestru atunci a fost la fel, am dat teza, deci teza. Ne-a separat băncile foarte mult, deci nu puteam să vedem ce... și ne-a pus în capetele băncilor și mi-am întors așa capul la un moment dat și a venit la mine și mi-a zis, de ce ți-ai întors capul? Tu ai copia de la colega ta, dar... În mod real, omenește vorbind, nu mi-ajungeau ochii până acolo, atâta de departe era banca mm. Și a venit și mi-a dat unul Deci, tu, 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 tu mă vezi cum schițez eu <laughs> acum, tu, tu mă știi pe mine, îmi abțin așa de mult firea colerică <laughs> da? Și atâta spun că Dumnezeu să-l întoarcă pe profesorul ăla Amin. Da? Dacă, el, dacă el vede episodul ăsta, nu-l condamnăm, nu nimica, nu. o greșit, dar... M-am rugat pentru el atunci. Că... Nu, Chiar nu... tu, tu -l mai știi, apropo? Mm, am auzit câteva lucruri, dar nu mai știu acum, pentru că m-am și să... mutat. Ce a fost interesant, că de asta, acolo vreau să ajung, e că nu, nu voia să mă bage în bac. Cum eram și profil de matematică, a spus că nu mă bag în bac, pentru că eu nu o să iau bacul la matematică și atunci, fiind profesorul meu, o să fie făcut de râs că eu nu... Și doamna mea dirigintă, o scumpă și o drăguță, a zis că nu e posibil așa ceva, că noi o cunoaștem pe Nicu, adică cum să nu ia bac că nu ia a, chiar. Și așa a fost de fain că uh, la BAC am luat nouă la matematică, felicitai, felicitai. slavă Domnului, deci felicitai. nu. Și el când a văzut nota pe care am luat-o uh, a rămas șocat, știi, și eu nu eram Bravo. atunci la Bravo. școală și colegii, știu că colegii au zis că vedeți domn profesor, că Dumnezeu chiar e cu ea. A fost așa un... și de atunci chiar nu, nu mai știu ce s-a întâmplat, dar a să știi o, că... o expresie foarte faină, Dumnezeu era cu ea. Când mâna Domnului este cu un om, orice săgeată ar sau orice atac, n-are ce să... Nu. Asta o văd în viața lui Iosif, în viața lui Daniel, Moise și așa mai departe. Și Voiam să zic că nu... când mai mi-am aminteam, știi, de perioada de liceu și așa, mai ziceam o rugăciune pentru profesorii mei și chiar m-aș bucura să știu că Dumnezeu i ia întors. Nu am ținut niciodată să am resentimente sau să am. Foarte, foarte pentru fain. mine a fost o lecție, pentru mine a fost faptul. Mi-a arătat Dumnezeu că, Nico, sunt cu tine, știi? Eu sunt cu tine și spor de grijă, eu merg înaintea ta, eu așa am privit toată situația. Ce fain. Și a fost fain Și s-a terminat cu liceu. Slavă Domnului, a purtat Domnul de grijă și așa, și a urmat hotărârea cu facultatea, știi? Îmi dorea mult să merg la Cluj aveam ceva prieteni de la Cluj care venea în misiune într-un sat de lângă Craiova și toți ziceam, Nico, când termin liceu, hai la Cluj, hai la Cluj. Dar mă gândeam eu așa că Clujul e scump, nu mă duc acolo, că eu nu am ce să fac, că nu... Clujul nu e scump, e foarte scump, da? <laughs> da, da. Și am zis, ok, lasă că rămân eu la Craiova. M-am înscris la facultate la Craiova și am prins un loc la taxă. Și am zis că ok, dacă am prins loc la taxă, eu trebuie să-mi găsesc și ceva loc de muncă că nu vreau să-i pun pe părinții mei să mi plătească taxa. Mi-am găsit un loc de muncă și chiar, deci chiar după ce am semnat contractul de muncă, uh, s-au suplimentat locurile și am intrat la buget. Hmm. Dar am zis că totuși dacă am apucat să semnez contractul, să rămân, să lucrez, să nu fiu că era un restaurant abia se deschisese și era un băiat de la noi de la biserică care îl conducea și ne-am format așa o echipă de la biserică foarte fain. Să lucrăm acolo și am zis că nu pot acum, s-au bazat pe mine, nu vreau să dau înapoi Și am lucrat un an acolo și a fost un an foarte greu și foarte intens și facultate și lucru și acasă situația era un pic cam uh, grea și aveam o prietenă la Cluj și mi-a zis, Nico, n-ai vrea să vii tu o săptămână la Cluj, să te mai relaxezi un pic, să vin vacanță. Eu abia așteptam, îmi plăcea Clujul foarte mult. Pentru mine era o oportunitate foarte, foarte faină. Și am zis, ba da, hai că vin. Și când am venit, îmi zice, auza, nu te gândești tu să vii aici la facultate? Hai că nu sunt așa de marchirile și zice, dacă tot... Atunci. Atunci. asta în urmă cu câți ani? Da. Stai să calculez, în urmă cu vreo șase ani. Bun, nu dacă acum să... ați spune cineva circulă și glume pe internet apropo cu chirieftinile și astea, nu le băgați în seamă să se povești de dormi copiii. Um, și zice, nu vrei să vii la facultate, știi, hai că facem cumva, găsim ceva și zic, nu, nu știu ce să zic, adică am început la Craiova, am terminat un an, nu știu ce să zic. Am zis, lasă că mă rog și ce-mi vorbește domnul, eu așa o să fac, că nu vreau să fac nimic de și așa. să fii încredințată. Că... Da, uh -huh. da. Și așa uh, am ajuns acasă și m-am rugat și în, uh, așa mereu mi s-a părut că am avut așa uneori o credință inocentă, știi? Am zis, Doamne, te rog așa să-mi vorbești și să mă îndrum tu, că eu chiar nu vreau să fac nimic fără, fără voia ta, eu nu vreau să fac niciun pas dacă tu nu ești cu mine. Și am zis, nu prea să adepta, gen să iau Biblia și să o deschid, hai, nu vreau da. prea să adepta, deci nu, Raul știe că nu nu vreau să fac chestia da, asta, dar am făcut-o, știi, am zis, doamne, acum eu nu vreau să deschid eu Biblia și mă apuc eu să caut, știi, un verset care să-mi dea, să-l citești și să zic, da, măi, ăsta e pentru mine, știi, și zic, te rog, de data asta, uite, eu hai, deschid Biblia și te rog, vorbește pentru că chiar vreau să mă îndrum și am deschis Biblia, acum chiar nu mai știu exact referința exactă, dar am deschis Biblia și era în Geneza și scria... De la Dumnezeu vine lucrul acesta. Noi nu putem să zicem nici da, nici nu. Păi, știi, pentru mine a fost de la Dumnezeu vine lucrul acesta. Am zis, Doamne, nu mai am nevoie de altceva. Gata, mă duc, mă, îmi fac bagajele și am plecat. Și au fost și atunci o grămadă de. Mi-am pierdut actele. Când deci chiar am, am văzut a, împotriviri eu, eu. pentru mutarea mea la Cluj. Chiar am văzut împotriviri. Dar totuși m-am mutat. La tatăl meu nu i-a picat așa bine Cu mutarea mea, că mi-a spus că îți facultăți și în Craiova, că de ce trebuie neapărat să plec și am zis tati, acum uh, chiar asta simt că trebuie să fac. M-am rugat, eu chiar cred că pe drumul ăsta trebuie să merg și până la urmă a acceptat. Am venit, era, a fost uh, foarte cred că cumva cu, uh, atunci așa a început procesul ăsta al meu de, de creștere, de maturizare și creștere spirituală, dar și așa a omului meu, știi? Că m-am trezit aici brus dintr-o dată singură. Dacă eram la Craiova, tot timpul la biserică, cu tineri, implicați. Acasă tot... la mama, la tata, mâncării pus mâncărică, și aici fac o... haine spălate, ce să mai zic, Pelcate. O paranteză foarte importantă. Vorbeam cu, când mai vorbesc cu, cu cineva, unul altul, îi spun, vrei să fii bărbat adevărat sau asta? pleacă de acasă și fă facultatea într-un alt oraș da. dacă crezi că ești enciclopedie și le știi pe toate atunci o să se arate de fapt nu le știi pe toate uh -huh. atunci o să-ți scadă mândria, e etic, etic. și atunci practic înveți că costă chirie, uh -huh. înveți că trebuie să uh, gestionezi bine bănuții să ceva de mâncare vezi că nu-ți mai spune mama și tata culcă-te la o anumită oră, dar următoarea zi ai și și dezvolți din punctul ăsta de vedere și tu ai părăsit uh, Craiova, ai ajuns la Cluj am ajuns la Cluj. Chiar prietena de care aminteam mai devreme mi-a găsit o chirie foarte faină la niște oameni extraordinari. Au și fost la nunta noastră. Nu știu dacă v-ați intersectat Cine? sau nu. Familia Vaida. Poate din vedere. Poate, poate din... din vedere. A fost prima mea chirie și și cea mai lungă. Am stat patru ani acolo în chirie. Mm. Da, chiar au fost niște oameni deosebiți așa prin care Dumnezeu a lucrat și și-a arătat credincioșia față de mine. Și cum ziceam, m-am trezit așa brus singură, eram obișnuită la Craiova, implicată în biserică, activă, cu tineri. Ei bine, am ajuns aici și mi-am dat seama că nu-i mai ca acasă. Și am început să frecventez o biserică, era foarte mare, era o grămadă de tineri. Cum noi la Craiova nu eram așa mulți. Ce înseamnă mulți? Important lucrul ăsta, 20, 30, 50 de oameni. Cu toți sau la Da, cu tine? toți, cu toți. Cu toți era maxim 100. Băi, de exemplu, pentru Iași, când spui o sută e biserică mare. Mare, serios? Da, da, da. Aici, în, în, contextul nostru, e biserică micuță, așa. Da, la noi era o, biserica biserică micuță, noi așa ne numeam, știi? Nu erau biserici mai mari de atâta în Craiova, nu știu acum, nu știu cum a lucrat domnul. Nu și a ajuns acum în contextul ăsta? Da, și vedeam că sunt mulți tineri care... Mi se părea că nu mai e nevoie niciun de, de nimeni, știi? Mi se părea că, ok, am ajuns, Mergem la biserică, ne bucurăm și mergem înapoi acasă, știi? Și am zis, Doamne, ce facem? Că mie nu-mi place așa, adică eu vreau să mă implic, eu vreau să fiu. Și a durat un pic, să știi, nu a fost chiar din prima, am ajuns la Cluj gata. Nu. Atunci m-am și angajat, am venit la Cluj în septembrie. În noiembrie m-am și angajat. Ă... Și acolo, locul meu de muncă cel mai, tot patru ani, ca și chiria, zici că au fost mână în mână, dar nu chiar au fost. Și și la locul de muncă. Am fost într-un mediu creștin uh, și și acolo Dumnezeu m-a învățat și m-a crescut și m-a format așa ca om. Am, am înțeles multe lucruri și am învățat multe lucruri și la un moment dat eram cea mai tânără de acolo. Și am fost genul de om, Andrei, l-am rugat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, pentru că, cum spuneam mai devreme, știi, contextul meu familial nu a fost unul... Uh, în care să primesc neapărat principii sănătoase de viață, sau să am o oarecare îndrumare, știi, sau uite, Nico, așa e bine, așa nu e bine, știi? Nu a fost așa. Și eu l-am rugat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog, ajută-mă de la oamenii cu care eu mă întâlnesc să iau tot ce e mai bun. Mm. Să iau principii de viață, să iau cunoștințe despre tine, ce e mai bun. Asta vreau să iau de la oamenii cu care intru în contact și chiar am fost genul de om care s-a lăsat învățat. Știi, s-a lăsat îndrumat, poate uneori prea mult și n-a fost bine. Cred că asta este o calitate foarte rară astăzi a fi învățabil. Și mă uitam la, de exemplu, ucenicii Domnului Iisus Hristos, au fost oameni învățabili. Eu, la fel ca tindea să văd, noi ne-am conectat foarte bine la început, îți de părere că în viața asta nu trebuie să reinventezi roata, da. roata a fost deja făcută, dar stai lângă oameni care sunt mult mai maturi decât tine, care Experiența e recomandă, în sensul nu de care dau din, din gură și atâta, numai gurai de ei, dar uite la oameni care au realizat lucruri în viața asta, vezi oameni care au trecut prin suferință, cum au procedat, care au familii frumoase și mm. învață de la ei. Și exact ceea ce ai făcut tu, cam asta încerc să fac și eu. Da, slavă Domnului, e mare lucru. Sincer. Și tu, în contextul ăla de acolo, învățai de la unul de la altul? Da, învățam de la unul de la altul, atunci acum și lucram și mergeam la facultate. Uh, ușor, ușor am început să cunosc uh, ceva persoane care mergeau la Biserica Betel. Eu încă eram așa cumva, mergeam și pe acolo și pe acolo, nu mi găsisem locul. Era, asta era în 2016, atunci când au fost uh, începuturile Bisericii Betel Centru. Atunci ah. se deschidea, da. Și am ajuns chiar înainte să se deschidă biserica, efectiv, și am simțit că era locul în care Dumnezeu vreau să fiu. Deci, nici nu pot să spun că am avut nevoie de prea mult, știi? A fost așa, nu știu. N-ai avut uh, nevoie de convingeri de la alți oameni, știu no, că nu, nu, nu. Și nu, nu, nu. mă uitam acum la, la viața ta că trebuie să ne apropiem de uh, uh, sfârșitul uh, primului nostru episod. Um, când Dumnezeu te-a chemat la Cluj, Dumnezeu ți a pregătit deja contextul de aici. Întrebarea da. este, băi, uh, unde am să stau? stai liniștit că eu, Dumnezeu, știu de ce a ai nevoie. Cum am să fac rost de mâncare. Stai liniștit că eu, Dumnezeu, am pregătit locul unde să muncești. Uh -huh. îl văd pe Dumnezeu foarte consistent um, cu caracterul său. Te-a dus în medii cu oameni faini. Slavă lui cu da. oameni care îl iubesc pe el și asta ți-o uh, măreți și ții mai mult dragostea față de Dumnezeu. Povesteam puțin despre biserică. spune ce s-a întâmplat acolo. Da, a fost foarte fain cum aminteam că am fost chiar la începuturile de la Betel Centru. Uh, ne -am, am fost așa o mână de tineri, a fost, au fost niște vremuri foarte frumoase prin care Dumnezeu chiar a lucrat. Uh, am început uh, betel, centru, eram la departament, am făcut un departament de primire și rugăciune, acolo eram să primim oamenii, să ne rugăm pentru ceea ce se întâmplă în biserică. Și așa de fain a fost, dar poate ai amintit și fratele a din episodul trecut că e efectiv, Dumnezeu parcă aducea, aducea și biserica creștea și biserica creștea și ai văzut că a fost nevoie să ne mutăm la un moment dat în uh, sala de jos, pentru că, nu știu, voi nu ați prins vremurile din sala Europa, deci, așa i Dacă vorbim acum despre Betel Centru, uh, o să ne întindem șapte ore, dar nu e nicio problemă. Deci, la, ai zis o chestie înainte de a discuta despre sala uh, respectivă. Uh, departamentul ăla de rugăciune și primire este unul dintre cele mai frumoase departamente. De ce? Chiar am venit la biserică cu o doamnă care avea ceva probleme în familie. Și au zis că, băi, eu nu mă deschid la alți oameni. De Că oamenii mi-au luat gândul meu în trecut, au dat cu mine de pământ și mi-a no. fost frică. Dar aici a fost ceva special. Să vezi că ai probleme, te duci acolo, oamenii se roagă, Dumnezeu răspunde la rugăciuni, e super fain. Noi nu am prins, eu și soția mea suntem acum membrii, tu ne-ai părăzit, dar tot, o betelist rămâi. <laughs> dar ideea este că noi când am ajuns deja eram mutați în uh, sala, mare. mare. Sala mare unde este uh, casa de cultură a studenților și acolo e, e practic uh, stoți. Totul totul crește așa dar faza incipientă a Betelului a fost într-o sală mică într-o sală mică. Cred că încăpeau nu vreau să greșesc încăpeau maxim 200 de persoane mm -hmm. Și veneau mult mai mulți și la un moment dat nu mai eram cu telefoanele, chiar ne gândeam oare nu se vede ciudat că noi tot butonăm în timpul programului, dar aveam grupul nostru de voluntari și da. tot, tot ne scriam, vedeți că au venit oameni noi, ridicați-vă voi să le lăsați locurile voastre, să nu stea ei în picioare, știi, și ne ridicam noi să uh, aibă ei loc, de multe ori erau mulți care stăteau în picioare, știi, și atunci cumva s-a văzut nevoia asta, că nu, nu, sala era neîncăpătoare, dar... E clar că acolo a fost mâna lui Dumnezeu a, care a dus pe, pe tine, pentru că, în, pentru cineva care nu cunoaște contextul clujului, aici sunt multe, multe locuri în care poți, multe biserici aceasta. Dar la centrul acolo se întâmplă ceva uh, special. Chiar uh, uh, asta e o bucurie mare. Când ne ducem la biserică, nu avem ceas. Deci, programul trece de două ore jumate câteodată și oamenii nu se grăbesc, bă, și ceva, hai, te terminăm, nu, Deci, e prezența Domnului acolo. E și un lucru foarte fain pe care. Care cumva m-a și făcut să rămân în Betel Prin Betel zic biserica întreagă da, Și vest și mănăștur Îi că am găsit Așa o dragoste sinceră și autentică A fraților când am ajuns Prima dată uh, am fost întâmpinată, cine ești, de unde ești, cum ești, cum te simți la noi, ai unde să mănânci, știi? Deci că nu mă cunoștea nimeni, cumva... Mai ales ca student, când auzi de la cineva întrebarea da, asta, exact. ai ce să mănânci, că Dumnezeu ți-a vorbit atunci. <laughs> exact. Și că, la noi, când am mers prima dată, a fost o, o, o soră bătrânică foarte scumpă și a pus așa mâna pe noi și a întrebat pentru ce să mă rog pentru voi, da. cum sunteți, de unde sunteți. E foarte, iarăși, un lucru important pentru, ca biserică, îl vezi pe cineva că e pentru prima dată, dă o mână cu el, discută cu el. Da, chiar era o soră, că acum ai amintit, dar a chemat-o domnul acasă. Deci, efectiv, umbla cu un caiet și venea la tine și zicea, pentru ce ai vrea să mă rog, că vreau să-mi scriu aici în caiet. Eu atunci chiar am zis pentru mântuirea părinților mei. Atât am spus, știi, și eu am crezut că m-a uitat sora respectivă, că nu, nu aveam așa tangențe. Și după aia tot timpul când mă vedea, Nico să nu uiți că eu mă rog pentru, știi, tot mm, timpul mi pentru fine. mine a fost atât de, atâta de încurajator să știu că uite, uite, uite cineva care nu are nicio legătură cu mine din punct de vedere relațional sau familial sau și cu atâta ardoare se roagă pentru mântuirea familiei mele. Dar știi? în biserică, pentru cei care nu cunosc, ai mult mai multe mame, mult mai mulți stați, da. mult mai mulți frați. Uh, și de asta uh, slugim aceleași Dumnezeu în yeah. sensul că eu dacă mă duc acum într-o biserică din, nu știu, București nu-i cunosc pe de acolo, dar faptul că ceea ce ne conectează este Dumnezeu uh -huh. pe, uh, pe verticală ne face să fim empatici unul cu celălalt de asta spun în cuvântul lui Dumnezeu, purtați-vă uh, poverile, poverile uh -huh. unii altora rugați-vă în incetat, rugați-vă unul pentru altul, mărturisiți-vă unii altora păcatele Da! și uh, a fost fain Dumnezeu chiar a lucrat așa cu semne și minuni și acum privind uh, cât de departe cumva a ajuns lucrarea Domnului știi, și uitându-mă cum au fost începuturile, mi se pare wow să vezi un Dumnezeu credincios care din atâta știi face atâta atunci când totul e spre slava și gloria Lui. Ce știi? zice Domnul Iisus Hristos? Aveți, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, noi astăzi fiind într-o cultură foarte tehnologizată, un context foarte tehnologic nu ne mai știm cum sunt astea, dar m-am uitat literalmente, deci bobul de muștar e foarte, foarte mic. În momentul în care au crescut, și s-a produs moartea aia și practic viața, bobul și trebuie, să, trebuie să moară mai întâi ca să crească, să faci un copac immens, foarte, foarte mare, da. păsările își fac cuib în el. Mm -hmm. uh, da. Da. Asta e credința pe care ne cere Dumnezeu să o aveam. Și sunt două lucruri pe care nu vreau să le uiți. Era o dată cu, îți aduc aminte că te știu foarte bine. Uh, cred că vreau să-mi spui ceva de bac și ceva de o experiență. De vis? Uh, de vis, de da, vis, da. de vis. Uh, când am venit și am văzut mai îndeaproape imaginea, uh, una micuță de acolo mi-a atras așa și mai tare atenția aici cu Domnul Isus care întinde mâna prin apă uh -huh. și mi-ai povestit și tu experiențele tale. Chiar atunci când ți-am povestit în primul episod despre tabăra respectivă, eram acolo în tabără și la un moment dat am avut un vis și acum mi-l amintesc. Visul părea atât de real ca și cum eram, eu nu știu, nici nu știu să not, nici atunci nu știam. Mă, scuf mă scufundam într-o apă foarte, foarte mare și eram abia aici cât să trec și exact în vis mi-a apărut imaginea pe care o ai acolo în colț cu o mână care m-a smuls și m-a scos la suprafață. Mm. Pentru mine a fost așa ca un punct cheie ăla. Uh, nu vreau încă să ajung la experiență, că mai am un picuț până acolo. Foarte fain. E... Ceea ce e interesant este să vezi că Dumnezeu vorbește în primul rând prin Biblie și asta trebuie da. să o citim așa dar sunt anumite momente în viață în care Dumnezeu îți vorbește printr-o vedenie, îți vorbește uh -huh. printr-o viziune, îți vorbește printr-un vis și alea chiar dacă le spui la cei din jos, spui, băi, lasă-ți povești, nu, nu, nu. Pentru inima ta și pentru trecutul tău și prin ceea ce ai trecut tu, știi că Dumnezeu ți-o vorbi ție specific. Da, exact așa e. Ce urma? Am fost la, am rămas în Betel, m-am implicat, mi-am făcut prieteni, mă simțeam așa ca, ca acasă și la un moment dat aminteam că lucrurile în familia mea nu au fost tocmai uh, bune. bune. Uh, la un moment dat, uh, părinții mei au hotărât să se despartă și a fost așa o, uh, o chestie pe care eu nu am, nu am știut-o. Adică cumva a venit pe, la spatele meu, ca să zic. Știi, deși eram, aveam, uh, câți ani? Cred că aveam 22 de ani atunci. Știi, aș fi fost cumva în stare să duc o discuție de genul. Știi, uite, lucrurile Stau așa sau așa. Și pentru mine atunci a fost uh, un moment foarte greu. Uh, eu o rugăciune așa pe care am avut-o cumva toată viața de când m-am întors la domnul, era că eu îmi doresc neapărat, nu mă interesează vârsta care o am să intru în biserică de mână cu mami și cu tati, știi? Mm -hmm. Aveam eu așa chestia asta pe, pe inimă. Și când am văzut că drumurile părinților mei s-au oprit împreună știi, m-am gândit ok? Și rugăciunea mea, ce, ce se întâmplă cu ea, Doamne? Am simțit, Andrei, că îmi fuge pământul de sub picioare când am aflat. Deci, nu știu dacă am mai trăit vreodată în viața mea ce am trăit atunci. Uh, mi se părea că nimic nu mai are sens. Mi se părea că unde-i Dumnezeu, știi? Da, uite, până acum o întrebare uh, foarte, foarte directă și poate dură. <sus> Dar eu, de exemplu, n-am trecut cu părinții mei printr-un divorț. Uh -huh. Mulțumesc Domnului, știu că sunt binecuvântată, am văzut dragoste în familia noastră, dar îmi permis să întreb tine că ești prietena noastră. Chiar așa de tare afectează divorțul pe niște copii? Adică știu că răspunsul logic e da, da. Mă interesează să știu ce s-a mai întâmplat, ce, mai simțit. Uh, că de erai, aveai 20 ceva de ani. Acum... Aveam 20 ceva de ani, dar parcă... Deci, nu, cred că nu contează vârsta care o ai, dar... Ai tendința să simți că și tu ești problema. Mm. Deci, practic, ruperea aia nu e doar între părinții tăi, afectează ca o, ca un, ca o piatră aia care într-o într apă și vede că face, face. Da, valuri. Exact. Te gândești, dar oare ce aș fi putut eu să fac mai bine să nu se ajungă aici? Dar oare eu am greșit cu ceva și am fost între părinții mei, știi? Înțeles. De, deci eu, eu așa o eu eu, luptă de intensă și nu, nu poți concepe. Ai văzut că de multe ori părinții zic că până mor ești copilul meu. Tot ca, ta, tot ca, și copil te văd. Știi? Deci nu a contat faptul că eu aveam 22 de ani sau că E acum poate cineva care ne ascultă și poate are 15 ani când îi se întâmplă chestia asta, știi? Cred că la fel o resimți. Mai ales atunci nici nu eram eu cu propria mea familie, să spun, știi? M-am simțit cumva că am rămas singură dintr-o dată. De deci ce am simțit că eu pe fața pământului sunt singură? Și mi-aminte și acum eram în, în camera mea, acolo în chirie, și m-am prăbușit efectiv cu fața la pământ înaintea Domnului. Am plâns și era o zbatere în mine, știi, era, păi ok, Doamne, adică acum ce facem? Tu asta îmi faci? Deci cumva raportarea mea eu tot timpul am fost. Foarte sinceră cu Dumnezeu știi eu nu am încercat niciodată să mă duc la Dumnezeu uh, nu știu să pozez ca și cum Doamne uită-te că știi nu eu am fost sinceră și la obiect am zis Doamne asta sunt asta am nevoie asta mi s-a întâmplat te rog intervino, știi uh, și am zis Doamne mă simt așa și parcă îmi vine să plec de la tine parcă îmi vine să fug de fața ta parcă îmi vine să o iau pe alte căi știi și am plâns, mi-am spus durerea, am mărturisit tot ce am avut în suflet, Andrei, pentru Dumnezeu oricum ne cunoaște, știe ce e în adâncul. Și asta își dorește. Dar el a, da, exact. Și asta am mărturisit, știi? Și Dumnezeu a fost așa de bun, deci parcă l-am simțit acolo un zbuciu al meu că se apropie de mine și efectiv ca un tată mă ia și mă mângâie pe cap, știi? Deci am simțit așa, nu știu, o pace în cameră, o prezență și am fost întărită, știi, și uh, mi-amintesc că m-am rugat, și acum când, uh, când mi-amintesc, știi, e așa, uh, îmi vine să zâmbesc de mine de atunci și am zis, ok, Doamne, continuăm împreună, mergem înainte. Dar i-am zis, uh, uite-te că eu am rămas un pic am singură, nu știu ce te faci cu mine, că tu trebuie să-mi porți de grijă. Tu mai ai salvat, m -ai răscumpărat de mine, nu scapi, dar trebuie să-mi porți de grijă de acum înainte. Tu așa spui în scriptură că tu ești tatăl tuturor și că tu porți de grijă. Eu vreau să experimentez asta în viața mea. Ei, când, scuze-mă, nu-ți uita gândul. Uh, cel rău, acuzatorul, este tatăl minciunilor. Da. Vezi ce interesant ce și și Viclean, el îți spune fermător: felul următor, e vina lui Dumnezeu, ha, da, potrivește da, lui Dumnezeu, da, da, da. renunță da. la Dumnezeu. Dar de asta vreau punctul ăsta să-l subliniem clar. Citiți cuvântul lui Dumnezeu. De ce? La vreme din ecaz, la vreme din grijorare, da. se întâmplă ceva. Dacă nu ți-ai umplut cămuruța inimii tale cu promisiunile lui Dumnezeu, N-ai ce să scoți în vremuri, de, exact. în vremuri de pace, în vremuri grele, n-ai ce să scoți. Exact. Și tu, practic, în momentul ăla greu, când n-am trecut repede, dar. Doamne, în momentul ăla greu, ai putut să scoți din inima ta, promisul Dumnezeu, eu voi purta de grijă. Te da. țin în paunul mele. Da. Și. Uh, m-am ridicat, știi? M-am ridicat, am zis, ok, Doamne, Tu cum ai întărit până acum? Tu așa o să mă întărești în continuare și eu vreau să merg în continuare cu Tine. Nu mi-e ușor, dar vreau să merg cu Tine. Dar, Doamne, mai îi ceva, zic, eu cum fac să iert pe părinții mei? Mm, deci se pune acum și problema iertării. A, ah, ei s-au greșit față. Cum fac eu să iert? Știi? Adică cum și atunci domnul în bunătatea lui așa mi-a pus pe inimă să îl sun pe fratele Adi. L-am sunat. Adi și, da, pe fratele Adi Tămaș. L-am sunat și am zis Adi, uite ce se întâmplă, uite cum stau lucrurile și mi-a zis Nico, imediat la biserică, hai la biserică să vorbim. Chiar am apreciat pentru că știu că fratele Adi e foarte implicat cu multe și are o grămadă de lucrări și o grămadă de... Chiar am apreciat în momentele alea că și-a făcut timp atunci pentru mine și am discutat, i-am spus ce s-a întâmplat, i-am zis uite mă confrunt cu asta, ok, eu ce fac, eu cum să iert, cum să fac să... Și a fost foarte, foarte fain cum a lucrat domnul, mi-a vorbit despre procesul de iertare, mi-a explicat atunci un pic, am înțeles mai adânc ce înseamnă iertarea și ce consecințe poate avea atâta timp cât eu nu iert pe cineva. Pentru cineva care te urmărește acum așa trecut uh, prin lucrurile astea sau prin alte suferințe și nu știi ce înseamnă iertarea, care sunt consecințe, din ce s a dus tu aminte, ce ai recomanda acum? Cum, cum poți ierta pe cineva? Ce, ce practic, ce-ai făcut tu atunci? Eu am făcut o chestie așa mai practică, pe care tot fratele Adi m-a învățat și pe mine chiar m-a ajutat. Mi-am luat o foaie simplă și am început să scriu pe foaia respectivă tot ceea ce eu am simțit că mie, mie părinții mei mi-au greșit, știi? Am scris în dreptul mamei mele, în dreptul tatălui meu m-a făcut să mă simt respinsă, poate, sau abandonată, sau știi, da. am terminat, e o durere maximă când scrii lucrurile alea acolo, deci te... Că ești tu cu foaie, ești sincer, ca într-o oglindă. Da. Exact, și tu trebuie să scoți din adânc cu inimii, știi, băi, uite cum m-a făcut să mă simt, sau uite cum am simțit, Dacă nu e un exercițiu de 20 de secunde, nu, nu, stai, stai acolo... Stai acolo, deci trebuie să-ți iei timp, chiar am mai, am mai povestit la un moment dat cu ceva fete și le-am le recomandat uh, exercițiul ăsta, dacă îi pot spune așa le-am așezat pe foaie și apoi am început uh, cu lacrimi și rugăciuni fierbinți să rostesc iertare și să zic, Doamne, așa cum Tu m-ai iertat pe mine de tot ceea ce am făcut și de tot ceea ce eu fac, așa te rog ca și Tu să mă ajuți pe mine la rândul meu și eu să iert. Mm. Și așa am făcut pentru... Și Adi mi-a zis o chestie interesantă atunci, a zis ok, Nico, tu o să faci asta, tu în, în toată sinceritate, deci nu e o chestie că mă apuc să scriu, am scris, să aruncăm la gunoi și știi nu, e, acolo trebuie să fii cu totul, știi, când faci lucrul ăsta mi-a zis, vezi, ai grijă că cel rău o să vină la tine să-ți amintească, știi păi nu uita că totuși ei s-au despărțit, păi nu uita că totuși tu acum ai fi putut să ai o familie, păi nu uita, tu în momentele alea mi-a spus, când vezi că vine tu să, uh, să rostești Satana, n-ai nicio putere, eu am iertat deja. Eu prin puterea Domnului Isus eu am iertat deja. Tu nu poți să vii la mine acum să, cu lucruri din trecut, iară să-mi amărăști inima. Și a fost un exercițiu, îți spun sincer, deci a durat chestia asta până când am simțit eliberarea completă. Dar ce am experimentat eu e că ai nevoie de ajutor. Deci ca să fie, uh, uh, fac o, o mică concluzie, ca să fie eliberat de chestia asta prin care ai trecut tu, nu se poate să fii eliberat fără să ierți. Nu n ai nu, cum. Nu, 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 nu. nu se poate să ai pace, ca asta căutăm cu toți oamenii, dacă nu ai iertat. Nu, nu se poate poți. să fii fericit dacă nu ai iertat. Și, practic, prin exercițiul ăsta în care tu ai notat, asta mi a grijă, asta, 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 văd o imagine biblică foarte frumoasă. În momentul în care eu și cu tine am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Foarte interesant, cel puțin vorbesc de viața mea, e acolo un bol, un bon fiscal fără număr, uh -huh. cum s-ar zice, și tot curge cu bonul respectiv și îmi dau seama că sunt vinovat. Da. Ceea ce face Hristos prin moartea lui la cruce, da, prin jertfa asta, că asta credem noi, el cu sângele respectiv ne-a iertat de orice păcat. Da, și învățătura lui. pentru urmașii Domnului Iisus Hristos, ce aveți voi de făcut mai departe? Iertați! Aduți aminte de pilda pe, pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Este cineva care trebuie să plătească o sumă mare de bani, și să roagă stăpânului, iartă-mă! Și el le iartă. Mm -hmm, și după ce care da. ăsta l -alt, care a fost iertat îl vede pe altul că vine pe drum și mm -hmm. spune dă-mi banii dă banii bani Și morala era stăpânul îl bagă pe în închisoare care nu iertat și spune oare ție nu ți s-a iertat? Tu nu ești chemat să faci la fel? Deci noi când spunem că credem în Domnul Isus Hristos trebuie să facem și ceea ce ne-a dat el ca învățătură. Iartă mm -hmm. mai departe. Amin. Și practic prin iertarea aia tu ai primit pace, da? Am primit pace, am primit uh, eliberare, am primit uh, dragoste din nou față de părinții foarte mei. Interesant. Deci, uh, e, e, e ceva foarte fain, știi, și experiența asta chiar uh, chiar m-a întărit în viața mea de credință. Și apoi am putut uh, să-i privesc pe părinții mei ca și să-i privesc așa ca prin ochii Domnului Iisus. ca și cum, cum s-ar uita Domnul Iisus la ei, știi, nu mai am chestia asta față și nu am mai avut față de ei. Deci tot timpul când vorbesc sau când ne vedem, știi, a, tu ești care ai făcut, știi, te... las că te știu eu. Și un lucru uhum. foarte fain, în toată situația asta, atunci cumva când a fost așa despărțirea, un lucru... Deci tati mie ți-am spus, niciodată el n-a fost de acord cu faptul că m-am păcăit, nu, niciodată nu mi-a spus un lucru bun, nu vedea nimic bun în mine, știi, deci era... Ca și cum el ar fi crezut că eu nu s-a ajuns nimeni în viață, el a, a fost șocat când eu mi-am terminat facultatea, știi, deci pentru el era... Și atunci când s-a întâmplat chestia asta cu separarea, a fost momentul în care tatăl meu m-a luat așa de vorbă și și a cerut iertare pentru tot ce mi-a făcut. Hmm. A, a spus că, deci eu am rămas șocată atunci, a spus că îi mulțumește lui Dumnezeu că eu m-am pocăit și că l-am ales și așa mi-a zis o vorbă de interesantă, zicem. Îmi spuneau mie vecinii pe aici, pe acasă, că tu chiar ești fată bună. Dar eu zice, niciodată n-am vrut să cred lucrul ăsta. Și uite acum că văd cum e și cum ți-a purtat Dumnezeu de grijă, îmi pare rău de tot ce am spus. Mamă, dar fac o mică paranteză. Deci, eu am avut ocazia să-l întâlnesc cu tatăl tău. <laughs> Băi, deci, e de îți să-l strângi de obraj și să l faci așa. Deci când l-am văzut pe tatăl tău, întreabă-l. Eram la nunta voastră, dar o să discutăm și despre nuntă puțin mai încolo. L-am strâns în brațe și am zis că, Dumnezeu să vă să aveți o fică nota 20, la care face care nota 20, domnule, infinit, nota infinit. <laughs> și era cu lacrimile în ochi, fața roșie de emoții, uh, vă zic o iubesc așa de mult pe fica mea și vreau să vă fericită și um, să știi că te iubește foarte, și știu că știu lucrul ăsta, da. dar e un om deosebit, tatăl tău. Da, eu cred că domnul o să-l întoarcă, într-o zi am credința asta, îi... <laughs> e... Deci nu se pune problema. M-am rugat împreună cu el atunci la, la masă și spuneam, așa mi s-a părut tatăl mândru în sensul bun. A, e fica mea, ăla e acum băiatul meu, vorbea despre Raul. Și după da. ce s zis toate lucrurile astea și o cer tare, vezi ce face Dumnezeu? Da. An și an, așa spune. Și s-a mai, s-a detenționat un pic relația dintre noi, știți? Dar o chestie ca să vezi cum lucrează Dumnezeu Nu, după ce s-a întâmplat chestia asta cu părinții mei Eu tot timpul am fost așa o fire deschisă Nu mi-a fost rușine să vorbesc despre lucrurile astea Deși satana de multe ori încerca să mă A, păi nu-ți e rușine să vorbești Uite aici alții ce familii faine au Și vii tu aici, știi? Încerca cumva să mă acopere, dar eu nu voiam să tac pentru că eu l-am văzut pe Dumnezeu până la urmă în toată situația Foarte asta bine. și mm. încercam să mai povestesc cu fete, știi, care treceau prin situații poate mai grele cu părinților și așa. Și la un moment dat am povestit cu o fată și mă întreabă și îmi zice, cred că aveam 23 de ani atunci, și mă întreabă și îmi spune, auzi da, zice, ție nu ți frică să te căstorești? Și zic, dar de ce să-mi fie frică să mă căstoresc? Și zice, păi uite-te cum au sfârșit părinții tăi, nu ți-e frică că o să le calci pe urme? Și atunci eu i-am spus că nu mi-e frică că o să le calci pe urme, că Dumnezeu e cu mine, știi? Deci nu... Dar în mine a stârnit o chestie, în mine a stârnit ceva. Mi-am amintit că în copilărie, așa a fost un context, am mers la o vrăjitoare. Noi fiind acolo în sud, știi că se știe despre partea de sud a țării, că e cumva un loc așa unde vrăjitoria... Vreau să vreau să întreb, deci care pe bunii este să sau au mit? Da, da, deci nu este mit. Nu, de exemplu, vis-a-vis -vis de biserica unde mergeam nu era casa unei vrăjitoare. Deci chiar vis, -vis. și erau oameni care veneau, au fost așa foarte... No, și s-a întâmplat să ajung și eu în casa respective vrăjitoare că nu aveau cu cine să mă lase acasă, nu că trebuia să ajung și eu acolo, știi? Deci a, a, fost o întâmplare. Și de cum am intrat pe ușă, deci așa mi-am că Andrei, cred că aveam șase ani, șapte maxim, dar așa mi-am că parcă ieri a fost ce și eram acolo cu mami și eu întreabă pe mami, Dar Da, ai simțit, mă ai simțit o prezență în casa respectivă? Da, ca era așa? foarte așa ciudat, da, 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 foarte ciudat, foarte ciudat. Și zice, aveți pe cineva în familie cu numele Nicoleta? Și mami, că încă chiar râdeam un pic cu soțul meu, știi, așa ca și cum, da, e aici cu mine, e fata mea, știi, ca și cum... vreau și doar vă știa pe voi? Nu, atunci era prima dată, deci nu știam absolut nimic, deci nu, nu mai fusese, era pentru altcineva am mers. Deci nu pentru noi, pentru altcineva, dar așa s-a întâmplat să, na, ți-am zis, n-aveau cu cine să mă lase acasă și m-au luat și pe mine. Și m -a, mi a zis, da, e chiar aici, e fetița mea, că era micuță, ți-am spus. Și zicem, da, păi, fetița dumneavoastră, o să, pot să spun exact ce mi-a zis? Sau? Deci vreau să fim cât, <coughs> cât mai fără perdea. Deci vreau să okay. Fi, le dăm foarte pe Zice, față. fetița dumneavoastră o să fie, o să ajungă asistentă medicală și o să se căsătorească cu cineva din cadrul armatei. Nu, no, când au auzit toți oamenii pe acolo, oh, oh, oh ce bine, asistentă medicală, cadru armat, știi, deja, eu în mintea mea de copil, încă n-am știut exact cum să percep chestia aia, știi, au trecut ani, am uitat, mi-a ieșit din minte. Când mi-a apărut prima dată în minte chestia respectivă, a fost atunci când mi-am ales facultatea. Eu am, am ales să studiez asistență socială. Niciodată nu mi-a plăcut chestia de medical. Nu, eu aș plânge cu omul acolo, lângă mine, dacă l-aș vedea rănit. Nu, aș fi. Și când am ales facultate de asistență socială, în capul meu a apărut. Păi cum asistență socială? Că ți uite ce s-a zis ca asistență medicală. Și tu seama ce, ce face cel rău, îți aduce aminte că da. chestii trecut deci mai ales care... Și de asta nu, nu, i de joacă cu... Nu i de joacă absolut deloc. Și de ce vreau să spun? Când m-a întrebat fata respectivă, nu ți-e frică că o să te căsătorești, că uite... A, atunci -a venit atunci în cap... Atunci iară a... mi-a venit în cap, știi? Și m-am dus tot așa la fratele Adi, m-am dus și am povestit toate lucrurile astea, am zis, uite ce, chiar atunci a, avut câteva predici la Betel fix despre vrăjitorie și cumva mai, mai mult sens a făcut pentru mine și am spus și am mărturisit, uite Adi, am uitat, I am zis, au fost ani în care chiar am uitat ce s-a întâmplat, uite, și atunci am făcut o rugăciune, a fost foarte fain, chiar am, am simțit-o ca pe o eliberare, a fost o rugăciune de eliberare de cumva ca Trecutul meu să nu mai aibă nicio putere asupra mea, sau planurile celui rău pe care el le avea pentru viața mea să nu mai aibă absolut nicio putere peste pe, viața mea, pentru că eu sunt al lui Isus Hristos și eu sunt tot ceea ce spune Isus Hristos că sunt. Nu ce spune cel rău, nu ce, ce și-ar dori cel rău. Identitatea noastră? Identitatea în mea este în Hristos importantă. și planurile lui pentru viața mea sunt bune și planurile lui o să se împlinească pentru viața mea. Am fost foarte eliberată, foarte împăcată, zic sincer. După aia. Uh, anii au, nici nu m-am mai gândit la chestia Iarăși, asta Iarăși, uh, intervin, e important lucrul ăsta uh, Se poate să fii creștin, se poate hmm. să fii mântuit sau salvat Dar ce interesant e că Duhul Sfânt care locuiește în noi Pe măsură ce creștem în relația cu Dumnezeu Tot va scoate gunoi din viața da. noastră Nu se poate să rămâi la fel Deci nu există că domnule am fost odată mântuit și după aia toată viața Nu, 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 ai fost mântuit Clar, Dumnezeu a făcut totul, dar Duhul Sfânt îți va arăta anumite chestii din trecut pe care trebuie să le, să le scoți, să le, să le, să le ștergi. Da. Și mie după și ani de zile, și m-am născut în familie creștină, mi-am dat viața Domnului Iisus Hristos, mi-am dat, băi, acum mi-am explicat de ce am problema asta în viața mea, pentru că în copilărie, pentru că acolo, da. și, și creștinii trebuie să fie eliberați. Și văd imaginea asta cum diavolul cu niște gheare te ține și ele sunt invizibile, da? sunt acolo. Dar tu nu ești conștient de ele și pe care îți dai seama că Duhul Domnului se aduce aminte și spui, băi, dispari. Hristos a murit la cruce uh -huh. pentru păcatele mele, pentru toate problemele mele, toate, lucrurile astea, eliberează-mă, Doamne. Și ai fost eliberată de ceea ce a spus cu respectivă. fost Și chiar cu toată inima am simțit, deci nu a fost așa la nivelul minții că am făcut o chestie și merge mai departe, dar știi ce? Ce aș vrea cumva ca o încurajare față de cei care ne ascultă, e că atunci când Duhul Sfânt îi conștientizează de anumite lucruri din ei, care poate nu nu sunt mai ok, sau poate nu sunt mai confortabile, știi? Să, să nu le îngroape acolo. Să nu le îngroape, sau... să aibă curajul și vulnerabilitatea să le scoate la lumină, să le mărturisească, să. La oameni de încredere. La oameni de încredere, să caute pe cineva cu care să se roage, că Dumnezeu poate face minuni. Și, repet, am fost de plin eliberată, știi, de. Mi-am continuat viața cu domnul, la Cluj, am terminat chiar facultatea de asistență socială, repet, nicio treabă cu medicală, nici nu m-am gândit în viața mea. Uh, Preferitor la un băiat din cadrul armatei, iară, nu am avut nicio... Și eram prin anul 2020, am mers la, la un moment dat la București și ne plimbam pe acolo prin, printr-un parc și vine la un moment dat se apropie un bărbat, împărțea pliante cu ceva, ciocolată, nu știu, era prietenii cu care eram erau chiar câțiva de la Betel, ei au ignorat au mers mai în față, eu am văzut că vine către mine, mi-a fost rușine am zis mă hai că totuși face și el o muncă hai să iau pliantul știi să... da. că și eu am împărțit o dată pliante și știu cum era când te repuza cineva știi și eu iau pliantul și el se apucă să-mi vorbească și zic nu vă supărați dar nu am timp, acum că mă grăbesc că noi trebuia să ne întoarcem către Cluj și se uită la mine și spune dar ce aveți toți eu ăștia astăzi de vă grăbiți atâta să, să plecați din București? Și rămân, rămân șocată, știi? Și zic, dar cum adică? De unde știți că eu sunt clujancă? Sau de unde știți că eu trebuie să mă întorc în Cluj? Și zice, dar ce? Vrei să spui că nu e adevărat? Și zic, nu asta e important dacă e adevărat sau nu. Eu vă întreb doar de unde știți că... Și a început să-mi spună că Sincer, am și vrut să uit episodul, deci nu mai știu exact ce a spus, dar a zis că a văzut undeva în sfera patra, dacă nu greșesc. O chestie, deci mi-am dat seama, Și cu cine Bine vorbesc. Tu, când mi-ai zis experiența, tu mi-ai zis că avea ceva ciudat la față, la privirea A, a urma să, urma să spun, da, deci... Spune, spune că e important. Și mi-a zis că vede în sfera patra sau nu știu și am îmi pare rău, dar zic că eu nu cred în sferele astea, eu cred doar în Dumnezeu, în Isus Hristos, deci nu, ce ați văzut dumneavoastră pentru mine nu e relevant. Și începe să-mi zic hai să-ți spun eu cum ar trebui să arate viața ta. Și zic, nu mă interesează, mulțumesc. Și vorbește peste mine și îmi zice că tu ar trebui să fii asistentă medicală și să te căsătorești cu cineva din cadrul armatei. Și când am auzit, nici nu l-am lăsat să-și termine tot ce are de spus. Deci nu avea de unde să te cunoască. Nu avea. Iar și mintea ta s-a dus la vrăjitoarea din Holtenia. da, deci a fost și am zis în numele lui Isus, taci, oprește-te, că eu nu primesc nimic a ce ai tu de spus despre viața mea. Despre viața mea doar Dumnezeu poate să își facă planuri, tu nu ai nicio putere. Și se uită la mine și zice, dar ce vrei să spui că eu nu lucrez cu Dumnezeu? Hm. Și am zis, da, chiar vreau să spun că tu nu lucrezi cu Dumnezeu. Cresc cu dracu. Mai pe românește. Am, da. și a, că spuneai de privirea lui Andrei, deci avea niște ochi. După aia când am mai povestit cu cineva, mi-a dat ilustrația așa ca de șarpe, știi? Da, deci o privire din aia bolnavă. Deci zâmbetul, da, da, da. era zâmbetul ăla... Un om controlat un de un Un om controlat, duch, da. deci avea un, și ochi, așa îi străluceau și îi luceau și am zis în numele lui Isus, pocăiește-te, crede în Isus Hristos și pocăiește-te pentru că nu o să fie bine așa și tot încerca să-mi zic că, că viața ta, că viața ta așa, mi se oprește că nu primesc absolut nimic din ceea ce tu spui despre viața Dar tu mea. acum mergeai în autoritate. Foarte da. important lucru ăsta pentru cineva care, de exemplu, nu are Duhul Sfânt, nu este creștin, nu crede în Domnul Iisus Hristos, dai seama că acolo e făcut terci. Dar când Duhul Dracului, care e vai de capul lui, se întâlnește cu Duhul lui Dumnezeu, poate să spună că vai că văd păianjen în viața ta, știi cum îți dați păianjenele la o parte? De ce? Puterea care este în tine este dată de Dumnezeu. Asta e foarte important. Mergem în autoritate. Și știi ce a fost fain? Că dacă ziceam că înainte mă mai simțeam tulburată de chestia, înainte să am rugăciunea de eliberare, știi? Mă mai simțeam cumva tulburată de gândul ăsta, știi? Acum, după ce am avut întâlnirea cu cu respectivul om, știi, și am știut în numele cui vorbesc și am știut că eu am fost eliberată pe deplin, nu m-a mai atacat niciun gând de foarte teamă. Fain. Să zic, bă, stai, dacă poate chiar, știi? Nu. Deci eu am știut în numele cui și eu am știut că eu aparțin lui Isus Hristos și ce spune Isus Hristos despre viața mea, asta e și relevant. E foarte important. Odată ce Hristos a murit la cruce, pentru creștini, pentru cei care au crezut în el, s-au rupt blestemul. Da. Degeaba mai vin acum, că îți mulgi, un fir de păr, da, că acolo da. este egal cu zero. Tatăl meu a trecut pentru o experiență din asta, când nu era domnul, era frică de ceea ce ziceau anumite de um, din astea dar în momentul în care sunt toți la Hristos, îți dau tot părul din cap. Nu da, sunt nimic, adică da. este deasupra ta, ești ținut în, amin, amin, în el. În slavă Lui. Și uh, a fost, mi-am dat seama în, după experiența asta că și satana umblă pe urmele tale, știi? Caută prin orice mijloace să te prindă și să te tragă înapoi. Dați am de textul ăla, când un duh nicurat iese dintr-un om. Dintr -o și o când cameră, se întoarce? Camera e curățată, da. frumos, vine cu alte șapte. Da, 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 da. da. Și cumva iară ca o încurajare sau nu știu cum să zic, e foarte important să veghem. E foarte importantă vegherea, sincer, pentru că prin neveghere putem să deschidem portițe, putem să deschidem uși, și atunci, cel rău... Nico, tu te uiți acum la întrebare pentru tinerii care sunt la noi. Tu te uiți acum la filme horror. Nu no. te uiți la filme cu vrăjitoare, cu asta. Îl sărbătorește Halloween-ul no. și alte tâmpenii de-astea. No, 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 no. Crezi că acolo este o prezență demonică? Da. Sunt absolut convinsă de asta. Sunt absolut convinsă și și la unele festivaluri care se mai fac în oraș sau chestii de genul ăsta. Îs convinsă sub marca cu este făcute și organizate. Deci că, că zice foarte foarte scurt când asta vreau să mergem mai, mai departe. Avem multe de vorbit, dar tot mai mult tineri, tot mai mulți tineri, tot mai mulți oameni se deschid lumilor spirituale și spun domnule, este un e, e doar un joc. Noi <laughs> Festivalul nu știu de cu care joci. Festivalul de care spuneai nespus, nu avem voie să dăm uh -huh, numele, dar uh -huh. toată lumea știe despre ce vorba. A mers o dată la uh, zilele de cum se cheamă, de uh, publicitate uh -huh. a lui și am intrat acolo într-o cameră open space, da, deci era deschisă Ai, și când văd acolo vrăj scrise, când văd acolo anumite simboluri, dar să simte o prezență, da. știi? Ei, cu cât mai mult deschizi portița, între cel rău, da. dar noi trebuie să deschidem poarta, să lăsăm pe Domnul Iisus amin, Hristos. Amin, și amin, amin, amin. Um, foarte faină experiența asta și aș merge acum că trebuie să ne apropiem de uh, încheiere. Um, Dumnezeu o dat să te întâlnești cu soțul tău. Și n-aș dori acum să ne axăm foarte mult pe povestea noastră de dragoste, pentru că tu mi așa de dragă și Raul mi așa de dragă, vreau să avem un episod în care să vorbim și de, despre povestea voastră de dragoste. Uh -huh. Dar aș dori să uh, subliniez acum un alt lucru. Te-ai căsătorit, ai avut o nuntă ca în povești. Deci, uh, povesteam cu soția mea și ziceam, după nunta noastră, cea mai faină nuntă a fost a voastră. În ce sens? În ce sens? Fiecare are nunta lui preferată. Voi aveți pe voastră, noi avem pe noastră. Dar când am fost acolo, deci am zis un yes din ala o bucurie, băi, prietena noastră, să căsătorești, nu cu oricine, nu cu unul care a fost în armată și a știi, uh -huh. dar cu un lord, cu un băiat extraordinar. Slavă de Abia aștept să vorbesc și cu el. Uh, V-ați căsătorit, Dumnezeu vă răspuns la anumite rugăciuni și vreau să vorbim puțin despre... Uh, Salonul Har. N-am voie să-i dau titlu, am pus un nume <laughs> acum așa. Povestește-ne da. așa puțin. Cum... Dacă te amintești, când eram atunci la grupa de casă, la biserica de casă, mă tot rugam pentru un loc de muncă. Știi? Și pentru asta mă rugam, că nu știu, găsesc, foarte bine. că mergeam la interviuri. Eram și la început în domeniu și toată lumea bat. Deci făceai facultate pentru cei care nu te cunosc, făceai cursuri, stăteai în chirie, mult stres, mult a, nu știu cum. A fost, da. Doamne, așa... vreau, vrei să fii angajat, nu erai primită așa da, a fost, au, au fost așa niște ani foarte intensi, așa îmi place mie să le spun, dar și foarte frumoși, din care am avut multe, multe de învățat și uh, mă rugam pentru un loc de muncă și știi și tu că nu, nu era, nu, nu, și nu înțelegeam de ce, Doamne, de ce nu-mi dai un loc de muncă, dar așa de fain era că deși n-am avut un loc de muncă, Dumnezeu tot mi-a purtat de grijă și a fost atâta de credincioasă Uh, au fost perioade în care nu mi ajungeau deloc banii, știi? Și mi zis de cursul ăla care era foarte scump. Da, scump. și acolo domnul a lucrat. Și au fost perioade în care eu am zis domnului: "Doamne, tu ești tatăl meu, tu ești creatorul pământului, eu ție vreau să-ți cer. Tu știi că mie nu, uh, nu am bani să plătesc luna asta, chiria mai îmi trebuie atât." Păi, nu se întâmpla că fix atâta primeam și eu îi ziceam doar Domnului. Deci, eu nu m-am dus să zic cu oamenilor: Știi, poți să mă ajut și pe mine cu că uite, nu. Am zis, Doamne, eu vreau să te experimentez pe tine mai profund și vreau să te cunosc cu adevărat ca un Dumnezeu care poartă de grijă. Specific mi-a răspuns Dumnezeu la rugăciune. Trebuia odată să plec în misiune în Ucraina, mai îmi lipseau. Nu știu, 83 de lei sau 87 de lei, era o sumă, deci nu era fixă, știi? Eram într-o seară la biserică și a venit cineva la mine și mi-a pus în buzunar niște bani, zice, nu știu de ce domnul m-a pus să spun banii ăștia în buzunar. Hmm. Când îi scot era fix suma, deci 83 sau 87, repet, nu mai știu, știi? Fix suma de care aveam nevoie. L-am experimentat, repet, pe un Dumnezeu ca un Dumnezeu personal care poartă de grijă și nu aveam loc de muncă, dar totuși Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Niciodată nu pot să zic că, nu știu, m-am culcat, am pus capul pe pernă și mi-a fost foame sau niciodată. Și nu, l-am cunoscut pe Raul, a apărut în viața mea, ne-am ocupat de nuntă. După nuntă ne-am mutat din Cluj, ne-am mutat la Jibou. Și tot nu aveam un, un, loc de muncă, știi? Și ne gândeam, oare ce să facem, oare cum să facem. Raul uh, mă încuraja foarte mult și spunea că vrea să lupt. Dacă mie asta îmi place să fac, dacă eu îmi doresc să activez în domeniul hairstylingului, el vrea să mă încurajeze și nu ar vrea să știe că eu lucrez altceva, dacă eu asta îmi doresc deci să fac. Deci un bărbat foarte practic, deci de când l-am văzut nu, 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 vorbea mult, dar e un om al acțiunilor da. și de mult mi-a plăcut. Am că Nico, s-a turnat Dumnezeu în, în, în viața ta, un om deosebit și ce mi-a plăcut de la început. Hai să vedem, hai să facem, da. cum să facem. Și Dumnezeu ți-a dat talent cu părul și dacă Dumnezeu îți dă să lucrezi, aranjezi. Când Dumnezeu îți dă talent, el va pregăti și contextul, va pregăti și lucrurile. Și ce s-a întâmplat mai departe? Și s-a întâmplat că am găsit un spațiu de închiriat acolo în Jibou și Raul a zis eu cred că ăsta e pentru tine, mm. eu cred că trebuie să deschidem un salon aici și eu eram ce... <laughs> Cum? Nu, nu, eu nu aș fi avut curaj să fac așa ceva, adică mi se părea, ok, am venit eu acum nou în orașul ăsta să mă apuc eu să deschid un salon, eu nu am curaj pentru așa ceva, știi, deși, repet, l-am experimentat pe Dumnezeu în trecut, știi, ca un Dumnezeu, wow, și i-am zis la Raul, dacă el cu Domnul, bineînțeles, dacă nu ar fi fost care să mă ajute, care să mă împingă de la spate, care să ia inițiativă, care să, eu nu aș fi făcut singură lucru ăsta. Ce frumos! Și el a, el a început, a, a început să ia demersurile, am a început să renovăm locul, că nu era, era pur și simplu locul gol acolo, apoi a, ai apărut tu și ne-ai făcut sigla pentru care îți mulțumim cu, cu toată dragostea cu tot dragul când am văzut pozele de la început cum arăta locul și când am văzut pozele de la final am zis viz... aici este mâna lui Dumnezeu da așa mea mă bate la cap și îmi spune abia aștept să mergem la jibo să-mi facă și mie păr nu știu cum așa de fain a lucrat Dumnezeu că uh, deci parcă ne le-a le pregătit așa pe toate mergeam cumpăram îți dau un exemplu oglindă scaune când ajungeam la casă reduse minus nu știu cât știi deci, pentru noi, chestii din astea, uh, poate care par mici, dar pentru noi au însemnat ceva. L-am văzut pe Dumnezeu care poartă de grijă. Am văzut, au fost și multe uh, piedici cu acolo cu apa, cu boilerul de apă. Suntem la al patrulea, acum cred. Dar, prin toate piedicile astea, am văzut că, ok, noi mergem pe o cale bună. Înseamnă că cineva vrea să ne pună și câteva piedici, să ne dăm înapoi, pentru că erau deja descurajante la un moment dat, știi? Da, aveți clienți acum. Uh, da, slavă Domnului! <laughs> tu îți dai seama că ești într un aici, nu ține nimeni. Când vorbim despre piață deschisă, da? vorbim despre business, afaceri, uh, tu poți să fii drăguța drăguților, zâna zânelor, poți să ai cel mai frumos salon. Dacă nu ai oameni, e cu zero. Da. Și noi, țin minte că ți-am zis de la început când vorbeam cu Anca, am zis, draga noastră Nico, te iubim, te prețuim, ne rugăm pentru tine, dar nu uita că Dumnezeu a pus ceva special în tine și să nu renunți. Um, foarte interesant că contextul în care tu vrei să te duci și te angajezi la alte saloane, erau mari probleme de caracter da, uh, acolo. Da. Deci nu intru în detalii, Domnul să și mă uit acum că Dumnezeu ți-a dat ca tu să scriezi propriu un da, context da, propriu. Da, 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 Și chiar m-am rugat de asta, de asta și numele salonului e așa pentru că doar prin har, deci nu, nu prin puterea noastră omenească, nu prin nu, doar harul prin este har. ceva nemeritat pentru da. ascultătorii care nu știu ce da, înseamnă da, harul. da, exact. Și uh, chiar ziceam cu Raul că ok, acum primele luni, măcar cât să ne plătim chiria și cheltuielile, știi? Așa, am zis, doamne, dacă facem cât să ne plătim chiria și cheltuielile, noi suntem împăcați. Și așa de bun a fost, domnul, că tot timpul a fost peste. Tot timpul a fost peste și chiar vedem că e doar harul lui. Și mi-am dorit și m-am rugat ca locșorul ăla, e doar pentru fete, deci nu, nu pentru, nu băieți sau chestii de genul, și m-am rugat ca fiecare fată sau femeie care vine acolo să aibă parte de o întâlnire cu Hristos, știi? Și am... Uh, Întâlnirea cu Hristos, uh, ce înseamnă, practic? Păi, uh, gen să vadă că există ceva mult mai mult decât merg la coafor și mai bârfim și noi ce s-a mai întâmplat în ultimele zile prin oraș, ce face aia, ce știi, să vină să găsească, băi, îi acolo un om care îi creștin, știi, îi altceva, e diferit, oare de ce, știi, să vrea să-l cunoască pe Hristos. Asta e lucru foarte important, că tu acolo când îi faci păr, tu poți să vorbești, poți să rostești peste a cuvântul. Da, poți să din Biblie. O chestie faină pe care am început să o fac e că atunci când le spăl pe cap la scafă, cum am mâinile pe capul lor, mă rog pentru ele, știi? Oh, ele nu știu lucrul ăsta, că mă rog în gândul meu, dar mi se pare o formă atât de faină prin care le poți binecuvânta și te poți ruga pentru ele și chiar uh, mi-am pus acolo ceva verset pe perete, am, am pus așa câteva chestii care să atragă uh, atenția și l-am rugat pe Domnul, am zis, Doamne, ajută-mă prin... Uh, eu nu-mi doresc să fiu... Uh, niciodată nu am avut chestia asta că vreau să fiu business woman sau știi, nu... Prioritatea mea, am zis, Doamne, îi ca fetele să te cunoască pe mm. tine. Deci asta am doresc și prin salonul ăsta, ca să pot vorbi lumii despre Dumnezeu. Și uh, chiar am avut o experiență foarte faină cu, cu, o fată, că, de exemplu, dacă vii la un serviciu de păr, de vopsit, stai acolo cu orele. în știe. Da, eram acasă, sâmbăta și am întrebat cât durează, draga mea, să că trebuia să stau cu copilașul meu. A, ah, nu, o oră, două ore. Cinci ore mai târziu, în schimb, când am văzut-o pe Anca, am strâns-o în brațe, am zis că s-a meritat. Deci, da. înțeleg acum, a trecut. Și am zis, Doamne, te rog, ajută-mă să timpul ăsta care stă aici la mine Sunt să, benefic și fie pentru cu om. folos, știi? Și chiar uh, am putut povesti cu fetele, să le spun mărturia mea, cum m-am întors la Domnul și îl vreau să-L văd pe Dumnezeu cum lucrează, știi? Eu vreau cât ține de mine să-mi fac treaba mea. Cât și e foarte, foarte important e că Raul mă sprijină foarte mult. Acum nu zic asta că ai soțul meu și vreau eu să îl... Nu, oh, contează mult. Dar chiar mă, mă sprijină și mă încurajează foarte mult. Și cu el chiar pot să... Am avut momente, zic sincer, când îmi venea, i-am zis, dragule, eu închid salonul ăsta, cheia și eu mă duc și mă angajez la... Îmi venea să <laughs> spun numele unde mă angajez, știi? nu, iubita, dacă Domnul a îngăduit așa, dacă Domnul ne-a deschis ușa asta, hai să mergem înainte, știi? Și face atâta de mult. Deci, deci îi... după când te uiți la, în, în, trecut și când vezi că... Uh, stai o secundă. Deci, nu când n-aveai salon, stai. Înainte n-aveai cursuri. Uh -huh. Nu, înainte nu știi ce să faci. Dumnezeu ți-a arătat ce să faci. Ți-a dat îndemnarea După asta n-aveai cursuri. Dumnezeu ți-a dat. După asta uh, uși închise la uh, anumite saloane. Când vezi acum, te chemat să faci lucrul ăsta, o să fie momente grele. Da. Dar nu trebuie să renunți. Deci, faptul, repet, că ai clientelă și ai un soț care te susține. În multe, multe căsnice am văzut lucrul ăsta. Ea a renunțat pentru că soțul nu a susținut-o, el a renunțat, că soția nu l-a susținut. Și faptul că sunteți așa ajută foarte mult. Da, da, chiar, chiar e mare, har și chiar. Mi-aș dori să văd asta la familiile tinere din jurul nostru. Știi, să văd că o chestie pe care ne-au mai zis-o. Da, deși, cum spuneai, și tu, nu e acum momentul să discutăm despre relația de cuplu, de familie, dar o chestie pe care multe. persoane... Face practic acum un preview la ceea ce da, urmează. Ne-au zis o nouă poate înainte de căsătorie sau poate după ce ne-am căsătorit, când ne vedeau, știi, cum suntem și stați liniștiți că nu o să dureze mult, mult na, na, da, na, na. stați liniștiți că o să vă treacă, știi, și la un moment dat, ok, am văzut o persoană că ne-a zis asta, două, am stat cu Raul la discuții, știi, și am zis, dragule, tu ce părere ai, știi, și eu mi-am dat seama că uh, asta ține de noi doi. Dar ce ți-a zis Andrei și Anca Baciu? Andrei și Baciu mi a zis că nu este adevărat că ei, da, au fost ei, eu țin minte că a venit la noi și asta e foarte important de acum. zis că o să dați peste curci și o să dați peste guri sparte și oameni care n-au nimic în cap care să spună că o să treacă nu e adevărat, faptul că ei sunt frustrați nu lăsați frustrarea lor să vină în viața voastră. Uite, voi chiar a fost un exemplu pentru mine știi, de asta ne-am și ne-am și dorit așa să Vă luăm un pic mai aproape, știi, de noi ca familie. Noi suntem și nașii. Da, vă explicați. <laughs> deci nașii avem și noștri. acum în casă, cum <laughs> uh, avem lucrurile, <laughs> dar practic am înțeles un lucru. Cu cât? eu am mai mult din Dumnezeu, Anca, ca no. scumpa mea, are mai mult din Dumnezeu, nu se poate să ne despărțim, nu se poate eu, eu să merg la el yes și ala vezi. Nu, nu, nu. Apropierea noastră de Dumnezeu înseamnă practic apropierea noastră în față de altul. Căsătoria e foarte frumoasă, relația de prietenie e foarte frumoasă. Faptul că alții au trecut prin anumite chestii și în înseamnă Dumnezeu, e treaba lor. Și am zis, da, o să fie momente grele, o să fie momente de suferință, dar dacă voi sunteți împreună și uitați-vă la voi, sunteți no. prea fericiți. Adică, Slavă Domnului! Deci, chiar e, e doar harul și îndurarea lui și binecuvântarea lui și, nu știu, viața cu Dumnezeu e foarte faină. Nu, nu sunt numai flori, știi, pentru că chiar la Betel cred că predica cineva odată și spunea că. Spuneți-le oamenilor atunci când îi chemați la Hristos, spuneți-le adevărul. Spuneți-le că nu o să fie numai flori pe cale, spuneți-le că o să aibă și probleme, că o să aibă și încercări, dar cu toate astea noi știm care ne e ținta, noi știm ce ne așteaptă și noi știm că ceea ce ni s-a pregătit nici nu se compară cu ceea ce trăim noi pe pământ. Și chiar tomat. atunci, apropo, când treci prin greutăți sau prin asta, nu ești singur. Exact, exact, Dumnezeu e cu tine și uh, și experiențele astea uh, dureroase sau mai ca. Au fost mai multe, dar exact cum mai zici tu, dacă am stat să povestim aici, cred că ne-ar prinde ore bune. De asta să mai avem și alte episoade. Dar definitiv. Dumnezeu, îl vezi pe Dumnezeu acolo, că e cu tine, dacă tu îi ceri sincer cu inima, știi, îl vezi și îl simți pe Dumnezeu. Și uh, momentele astea îți întăresc credința. Uite, acum în încheiere, care ar fi încurajarea ta pentru cineva care a trecut... Uh, uh, ca și copilul au văzut divorțul la părinții lui. Care ar fi încurajarea ta pentru cineva care este acum întristat, care trece printr-o uh, greutate? Deci, că Când mă uit la tine știu cum erai la început, uh, știu sinceritatea ta și văd că Dumnezeu a făcut niște lucruri în viața ta extraordinare. Și deci vorbim de o căsătorie fericită, vorbim de uh, o afacere proprie, vorbim de implicare în biserică, cântec și așa mai departe. Cine te vede de acum spune băi, tipa asta e ruptă de, din coperți, mm. are viața perfectă, e tăcă, e tăcă, dar uitându-mă la trecutul ei, se poate. Ce ai zice uh, tu acum? Cum mai încuraja? Ideea e că Dumnezeu vindecă orice traumă. Și mai era o vorbă care circulă așa de multe ori printre noi că timpul vindecă, știi? Eu nu cred că timpul vindecă, ci eu cred că Dumnezeu vindecă în timp. Știi? Pentru că la unii vindecarea poate să dureze atât, la unii atât, eu cred că este un proces și procesul ăsta depinde și de noi, cât de, cât de repede vrem să ieșim de acolo. Și ceea ce vreau să zic e că există speranță. Atâta timp cât, cum îți aminteam și mai devreme, că e important să avem vulnerabilitate, e, pentru că de multe ori ne e teamă să spunem cei cu adevărat, de multe ori ne e teamă poate să zicem, băi, uite, am căzut în chestia asta am nevoie de ajutor, știi, pentru că te gândești că a, o să mă judece oamenii. Noi nu suntem chemați la a judeca. Noi suntem chemați la a ne ridica și a ne îmbărbăta unii pe ceilalți. Și când realizez că Domnul Iisus Hristos uh, spune acolo în Ioan capitolul 3 cu versetul 18 Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece sau ca, da, lumea, da. și ca lumea să condamne lumea, ci ca noi să fie mântuite sau salvată prin El. Cum am putea noi, ca și creștini, care ne spunem creștini, să facem lucruri, să judecăm pe alții, deci nu suntem chemați să judecăm, nu suntem chemați să condamnăm, ci suntem chemați să îi ajutăm pe yeah. cei care sunt acolo jos, îi ridicăm cu blândețe, cu dragoste. Chiar era un citat așa în engleză foarte fain, acum o să-l parafrazez un pic și zicea, fi bun, pentru că oamenii din jurul tău duc o luptă despre care tu poate habar nu foarte ai, dar fain, tu fi bun foarte, oricum. Știu citatul, foarte fain. Și mi se pare, nu știu, îi, îi, e foarte important să avem grijă la cum ne raportăm la frații noștri Pentru că mulți din ei, nici eu cu problemele mele nu m-am dus să spun, să trâmbițez în biserică Știi, băi, uitați prin ce trec eu, fie vă milă de mine sau chestii de genul ăsta, știi Dar conta foarte mult când vedeam pe cineva care are o inimă sinceră și deschisă și vine acolo Nico, parcă te văd că nu ești bine, ai vrea să mă rog pentru tine Nu, știi? că ți de la început, ce am apreciat de la tine, la tine a fost când n-ai fost drama cu el, regina dramei că sunt oameni care, dom'le, da, trecem cu toții prin sfârșit, când vezi că tot timpul te plângi și îi faci și pe ceilalți din jur vinovați că, băi, nu te ajută, zici o dată, zici două ori, dar ridică-te. Da. da. Și mi-a plăcut mult sinceritatea asta și cum că nu vreau să mă plâng de ce pentru Dumnezeu purtat până acum de grijă, dar dacă vreți să vă rugați pentru ceva, ăsta e, e lucru. Uh, ultima întrebare. De ce sus? <laughs> uh, nici nu mă gândesc la un alt, de ce altceva. sau nici nu, Pentru mine nici nu ar fi o altă opțiune în afară de Isus. adică ori Isus ori nimic. E același ieri, azi, azi și vechi. în veci. și în veci, da. Și atâta de bun și de credincios și cu cât, cu cât ajungi să-L cunoști mai mult pe Isus, cu atât îți dorești mai mult și mai mm. mult și cu atâta ai, ai în inimă dorința aia mai arzătoare, Doamne, abia aștept să te văd, știi? Mm. Abia aștept să văd cum o să fie în cer și Mă gândeam uneori la o chestie că abia aștept, Doamne, să te văd, să te întreb de ce în situația aia au fost așa lucrurile, mm -hmm. știi? Și mi-a zis cineva odată, zice, Nico, tu când o să ajungi în gloria și în prezența lui Dumnezeu, tu crezi că o să-ți mai amintești tu sau o să mai ai tu timp oh, de ce a fost pe pământ? O să fim acolo într-un loc în care nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi tristețe, nu va mai fi întrestare, uh, o să nu numai bucurie pentru cei care crește în da. Isus. Nico, ți-am zis, ne, ne lungim aici mm -hmm. la povești mai aștept la un alt uh, episod uh, și pe tine și pe soțul tău. Mulțumesc foarte mult. Că Slavă nu Domnului, cu mare drag. Uh, um, Dumnezeu să te binecuvânteze. Uh, și pe voi. Dragi telespectatori, dragi ascultători, uh, cred că ați fost întăriți de această mărturie. Dacă Dumnezeu a putut să ia un destin, da? o viață prețioasă, pentru că El este creator, El creează uh, vieți, um, o viață ca a lui Nico, Ați văzut contextul ei, ați văzut încercările prin care au trecut, și astăzi este o femeie fericită, astăzi este iubită, da? Deci are, are un soț care o iubește, astăzi are afacerea uh, proprie. Uh, viața, din nou, nu este roz. Mai treci prin anumite încercări, dar nu este singură. Uh, Nico este fericită pentru că l are pe Dumnezeu uh, ca stăpânul ei. Te-aș încuraja și pe tine, citește din Biblie, caută-l pe Dumnezeu. Vă aștept data viitoare la un nou episod uh, din, de vorbă podcast. Uh, multă sănătate și Dumnezeu să vă binecuvinteze!